Au ținut în viață festivalul ăsta până la ediția 4-a festivalului, cu zecile, au murit în țară, cu zile. Deci, din punctul meu de vedere, personal, doresc să vă îngăduiți a urmâna domnului primar al municipiului Argentina, Constantin Armencea, această plachetă ca semn de aleasă prețuire pentru implicarea permanentă și deosebit energică în viața culturală și educativă a municipiului Argeș și mai ales apreciind eforturile cu totul lăudabile depuse spre asigurarea continuității festivalului național prin Bogota din Argeș. Îi mulțumesc și pentru festival, îi mulțumesc și pentru faptul că n-au uitat nici într-un an, nici într-o lună, nici într-o zi, școlile ajutorului. A ajutat școlile să trăiască, să se modernizeze și să scoată și reviste. Iată, uite, două numere de reviste la școlii noastre, care a apărut întâi cu capse, 8 pagini, 4 foi, și acum arată ca o revistă internațională. Mulțumesc, doamne! În același sens al eforturilor pentru menținerea Festivalului Național din Bogota și cu tot atâta vrednicie am muncit și domnul director al Casei de Cultură, Tudor Bornejut, de domnul profesor Ioan Catană, director al Casei de Cultură, Tudor Bornejut, ca semn de aleasă prețuire și recunoașterea implicării cu trup și suflet permanent, de existență întreagă. Eu cunosc pe dumnealui de când a venit, în 1978, în viața culturală a municipiului Argeș și în special apreciând eforturile extraordinare depuse spre a menține continuitatea Festivalului Național prin Bogota Argeș. Vă mulțumim mult! Vă mulțumesc, vă urez la mulți ani, putere de muncă, sănătate și să fiți alături de noi la toate evenimentele pe care vă organizăm. Vă rog să-mi permiteți să invit reprezentanții Colegiului Tehnic Gheorghe Paș, deoarece au o surpriză pentru cei care participă la acest eveniment. Din partea Colegiului Tehnic Gheorghe Paș, unde domnul profesor Adrian Botez și-a desfășurat întreaga activitate și carieră, o carieră prodigioasă pe care o cunoaștem cu toții. Am vrea să oferim atât dumneavoastră cât și altor personalități prezente la acest eveniment, precum și reprezentanților instituțiilor publice cu care noi, în colaborare cu care noi ne desfășurăm activitatea și cu sprijinul cărora ne desfășurăm activitatea, câteva plachete omagiale în semn de respect pentru activitatea și sprijinul nostru. Domnul profesor Adrian Botez, în primul rând. Cariera cât mai lungă și cât mai prolifică și desfășurată. Domnului primar al municipiului Argeș, domnul inginer Constantin Armencea. Domnului viceprimar al municipiului Argeș, domnul economist Claudiu Cristea. Domnului Paul Spirescu, profesor de care tratează de reprezentant al acestui an.
Și nu în ultimul rând, domnului președinte, scriitor și om de cultură, Gheorghe Andrei Neagu, un semn de profundă recunoștință pentru cultivarea spiritualității tradiționale românești. Să știți că noi nu așteptăm absolut nimic. Acum câteva momente, domnul director la Colegiul Tehnic m-a rugat să adreseze câteva cuvinte participanților la acest eveniment. Nu a știut nimic, deci nu a fost nimic precizat. De asemenea, domnul profesor dr. Botez nu a știut absolut nimic de desfășurarea evenimentului. Cartea pe care o vom lansa în continuare, Emil Bota, chinător în frânge Minescului, a fost tipărită cu sprijinul Consiliului Local. Mulțumesc consilierilor locali care sunt prezenți în sală pentru faptul că a fost de acord să alocăm o sumă pentru că această carte să vadă lumina zăpadului. Astăzi o lansăm. Este un eveniment deosebit și invit pe domnul Vatu să preia coordonarea pentru ca în final organizatorii să vă invite la o pas la ieșirea din ajut pentru a încheia cu bine. Spre iasă. Spre iasă. Domnule primar, domnule viceprimar, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dar în primul rând dragă prietene Adrian Botez, dăm voie să te felicit și eu. Nu am atâtea posibilități să îți acord nici chiar la caseria Consiliului Local. Bănuiesc, asta e simbolul chei. Și nici alte diplome, dar îți ofer prietenia mea și cred că este aproape suficient. Ce puțin o atunci? E un moment foarte important în viața unui scriitor, așa cum este Adrian Botez. Un moment profund, pentru că odată în viață ne întâlnim cu această vârstă. Și spun că este un moment fericit, pentru că domnul Adrian Botez trebuie să se simtă fericit și pentru faptul că are alături asemenea oameni care știu să-și prețuiască valorile din urmea, din locul pe care îl păstoresc. Rar mi-a fost dat, sau aproape niciodată nu mi-a fost dat, să am șansa să întâlnesc niște oameni din corpore, Consiliul Local, dar sigur că ei, cei din Consiliul Local, nu fac lucruri importante decât cu sprijinul, cu ajutorul primarului și a viceprimarului. Spuneam că dar nu mi-a fost dat, sau deloc nu mi-a fost dat să întâlnesc asemenea oameni care să se ocupe de cei care sunt artiști, nu ai locului, ci viețuitori în această urbe, pentru că ei sunt artiști național și uneori chiar internațional. Spun acest lucru pentru că în general puterea locală la nivel național, puterea locală în sensul că cei din capitală, din orașele foarte mari, cu aere de domnișoară extraordinar de frumoasă, nu știu să-și prețuiască valorile. Nu știu să le ofere scriitorilor, artiștilor, actorilor, pictorilor și altor categorii de artiști care sunt și se manifestă în urmă lor, să le ofere ceea ce este absolut necesar. O să zici. Și nu, să nu exagerăm. Unele orașe au
pretenția să devină capitale culturale ale Europei. Dar se ocupă de tot felul de activități extraculturale. Și tocmai scriitori, pictori, compozitori sunt uitați. Dau exemplu, vorbesc un pic cam mult, dar o să mă revanșez să tac la timp. Dau exemplu de la Iași. Sigur, Iași, un oraș mare, capitală culturală românească, înainte de 1910, înainte de 1940, dar din nefericire a devenit o fantomă, pentru că și conducători dinainte de 89, și aceștia de astăzi, tot atâția bani dau pe scriitori, pe artiști. Adică nimic. Recent, pe 14 octombrie, s-a sărbătorit, cum știți, ziua Iașului. S-au dat niște premii, niște atenții la tot felul de instituții, la tot felul de mici budicuri. Premiul de excelență a luat o fabrică de asbest, care are un an de când lucrează, de când funcționează, de când s-a înființat în Iași. Sigur că trebuie așa cea întreprindere lăudată, premiată. Dar nu s-a dat la niciun scriitor. Dar nu s-a dat la niciun pictor. Nu s-a dat la niciun compozitor. Păi dacă vrei să devii capitală culturală europeană, dând diplomă de excelență, diplomă de excelență și lăudându-te că o fabrică din Germania are un an de când activează în Iași și a dus faima Iașului în lume, atunci cam așa o să ajungă Iașul capitală culturală europeană. Sigur că nu fac o pledoarie pentru asta, vă mulțumesc că m-ați ascultat și m-ați suportat. Și să trecem la ceea ce de fapt ne-a adunat aici. Văd în fața mea oameni de o excepțională valoare, oameni foarte importanți, personalități remarcabile ale culturii române, oameni care trăiesc cu adevărat, cu patimă și pasiune, viața de scriitor, viața de pictor, viața de artist. Și îmi face plăcere ca împreună cu Adrian Botez, pentru că pe unii dintre dumneavoastră îi cunosc din scris, dar nu îi cunosc faptic, am să prezint o parte dintre dumneavoastră, o să-mi cer infinite scuze pentru faptul că nu vă voi nominaliza eu, dar împreună cu Adrian Botez vom reuși să vă prezentăm pe toți cei care sunteți și asistați la această manifestare de mare ținută, de mare rafinament și de excepție. Unul dintre scriitori importanți a fost deja făcut visibil, adică Gheorghe Neagu. Eu nu spun Gheorghe Andrei Neagu, vine greu. Eu știu de pe vremea când era numai Gheorghe Neagu. Încerc. Scriam într-o poezie, acum 40 de ani, următoarea idee. Când mă întorceam eu acasă, mă întrebau țărani în sat dacă la oraș oamenii își mai botează copiii cu mai multe nume. Pentru că la țară, acolo s-a născut și Gheorghe Neagu și eu, nu în aceeași localitate, oamenii simt că își botezau copiii cu un singur nume, fundamental. Și el este Gheorghe Neagu pentru mine. Alături se află un scriitor teleormănean, național, bucureștean între timp, Teodor Răvan, pe care un sonetist, nu așa de valoros ca mine, dar mă rog. Eu am votat. Nu, e un poet de excepție.
să-mi scuzați tonul puțin ludic, pentru că nu suntem la biserică, nu suntem la, mă rog, cum să zic, la tribunal, ca să fim extrem de scorțoși. Și asta m-a făcut să prezint pe Ionel Necula. Ionel Necula este un eseist de mare profunzime, este un cioranian, am putea spune. Adică, dar nu umblă cu ciorănii, el doar cu Emil Cioran. Alături de domnia sa se află, după câte știu eu, dar se află un scriitor, un scormonitor, de care avem tot mai multă nevoie, așa că vi s-a erășat un om, și-ar putea să fac acum pe doar ei, domnul primar, să știți, pentru cel pe care îl prezint, pentru că știe să dea în profunzimea istoriei și am văzut că aveți 580 de ani de atestare documentare. Să știți, Cornel Galben este în stare să-și inventeze. Este în stare să-și inventeze documente și să scoată o carte extraordinară despre Ajun. Nu știu dacă sunt monografii despre Ajun, nu știu. Ignora asta, nu spune cuvântul ăla. Pe domnul nu-l cunosc, o să-l prezint. Eugen Ungureanu, directorul televiziunii literare. Televiziunea literară. Am memoria foarte scurtă. Ne-am întâlnit la Bacău. Mă rog, de la Bacău până la Bacău. Ei, data viitoare o să fie. Un critic și istoric literar de mare finețe și de mare perspicacitate, doamna Mioara Bahna, care vine tot mai de la poetă, eseistă mai nou, cea care scrie editorialele la revista Oglinda Literară și care se și ocupă de Oglinda Literară, o revistă de renume, nu chiar internațional, așa cum este contrapunctul lui Adrian Botez, dar de renume național, nu pot sigur. Ștefania Oproescu. Lângă mine, aici, la stânga, se află, nu s-a spus aici, și cred că trebuie făcut această precizare, că această carte pe care vedeți dumneavoastră, tipărită, redactată și tipărită la editura Rafet, adică editura domnului Constantin Marafet, unul dintre generoșii editori, care știu să organizeze și cărți frumoase și un festival extraordinar, Festivalul Cuvier Constantinescu. Fac o mică paranteză. Eu sunt construit din paranteze. Fac o mică paranteză și răspund următorul lucru. Eram la Botoșani, împreună cu Constantin Marafet, și o doamnă presupus scriitoare, sau scriitoare, i-a spus, s-a adresat Constantin Marafet și i-a spus domnule Constantin, Titel Constantinescu. Și ea, domnul Marafet a spus da, eu organizez festivalul Constantin Marafet. Ceea ce aproape că își merită să facă un festival Constantin Marafet. Da. Și soțul meu. Adică el cum fă așa? Nu, dar soții ne vrea să livreze la urmă, ca să fiu sigur că e nevoie. Doamna Marafet, care îl suportă cu stoicism pe Constantin Marafet, să știți, pe lângă faptul că îi suportă mosturile de poet și de poet autentic, îl ajută foarte mult să
ducă la bun sfârșit procesul de editare de carte. Fără doamna Marafet, Constantin Marafet ar fi puțin mai șubre. Sunt pus într-o împurgătură. Da, Adrian. Domnul... Te rog să faci tu oficii de prezentare. Ați mai prezent și eu pe cine mai știu. Da, iau așa cum ai luat un... Da, te rog. Domnul director Florin Amandei, care când a venit aici în 78 era director, al numărul 5 în Focșară, este, cred că, cel mai vechi din țară. Alături este domnul președinte al Academiei Daco Române, TDC, înseamnă Tempus Daco România, Pontea. Retras ușor în partea stângă este domnul doctor Chistov, pe care... Domnul profesor Constantin, profesor Universitat, doctor, roagă frumos să spună tot titlurile. Are 5 pagini de titlu. Cetățean de onoare a... Cetățean de onoare a... După aceea... Ce vreau să vă spun așa ce lucruri, de după orașul și practică domnul primar aici, acest titlu dat de Universitatea de Oxford, care se numește, tot orașul știu engleză, Scientist of the Year, omul de știință al anului 2014. Vreau să vă spun că mâna pe inimă, așa, sunt fericit în Sfântul Județean. Eu am mania numelor, decretez fiecare nume care l-au luat. Este forma acolo de alt județ, vin la judecător sau la judecată și pleci cu judecată mai mult decât ai avut înainte. Eu am plecat în Sfântul de aici, de care am făcut niște lucruri frumoase. Dar faptul că un ajutan a luat asta înainte, a luat zonă, este un lucru mare. Deci orașul se poate lăuda cu niște nume extraordinare, în primul rând, acest om uriaș, care pentru mine este un lucru vreau la înfuit, dar o să vorbesc după aceea despre el, pentru că eu sunt impresionat profund de domnul profesor, vă fericit. Mă face să regret încă o dată că nu sunt născut în ajut, ca și acum mai mult înțelepciune. Așa? Nici eu nu știu. Cu părinții asta îmi plătează. Nici măcar atât n-am. Un bun cunoscător al operei lui Adrian Botez este poetul, criticul mai nou, Dan Sandu. De la Onești. De la Onești? Da, mai aproape de tot pe sărite, mă duc la poetul Alexandru Dumitru. Pe când știam, eu era la Târgu Mocna, dacă nu înșel. Așa. Slănic Moldova. A, Slănic Moldova. Da, Slănic Moldova. Așa, acum tot acolo este, numai că e pensionar. Acum, dar nu vă spun de unde s-a retras, pentru că ar trebui să mă apropii de domnul Răvan și nu... Pe ceilalți care nu i-am prezentat, îl rog pe Adrian Botez să-i prezinte. Îmi ofer scuzele mele, dar după ce va prezenta, îi va prezenta pe ceilalți care, pe care eu nu-i cunosc, am să rog pe Dan Sandu să se exprime despre această carte. Eu aș vrea, înainte de toate, să vă spun următorul, să vă rog următorul. Să vorbim despre Adrian Botez, nu despre o carte anume. Să vorbim, pentru că această carte este, de fapt, un pretext pentru a-l sărbători pe Adrian Botez. Și dacă ne aprofundăm cu ceea ce spunem numai în această carte, s-ar putea să pierdem
copacul din cauza pădurii. Vreau să vorbim despre acest copac din Adjud, care este, de fapt, de la Câmpul Lung Moldovenesc, la Gura Morbă, așa, și vine cu toată pădurea bucovineană aici, la Adjud, pentru a sări statornicie și lui, și locului de unde, unde respiră. Te rog, Adrian, să spui. Mai sunt câteva persoane. Da, te rog. Sunt câteva persoane, că nu se văd la... Nu, primul, nu știu eu. În prima... Prima este vorba de domnul doctor Barbu, Dan Barbu. Colegiile de la Gărdevalș, doamnele profesoare care au participat la instruire, cum se spune, elevilor pentru ca să prezinte un scurt program prin vota poezie în limba engleză, la profesoară Luchi Dăutania, la limba franceză, doamna profesoară Constanța Nicoleta. Limba română am lucrat foarte bine împreună cu doamna profesoară Stan și Ionela. Și acolo, la Rușă, este un fost de Berneu. Acum, frunte a judoului românesc a luat, nu știu cum se numără, bătăușii. Centura mea, așa, este data de București, dar el care câștigă și bate toate țările pe aici. Domnul Dumnezeu Rușca și Oan, și un fost elev de-al meu, care este încă elevul meu, în sensul că îi sunt maestru și îl este ucenic. Și acum văd că este călugă. Este călând Valentin, Valerian Călind, care a participat la fonduri, a fi fost la oratorul de matematică. Scrie niște versuri excepționale pe care nu l-am dat doar în prevista completă. Și bineînțeles că cel de dreapta ta, Paul Spirescu. Da, parcă mi-ai spus, nu? Nu? A, pe exact, și am să-i salut cu reverență pe toți viitorii doctori, ingineri, medici și alte mari profesii, pe acești tineri, sau aproape adolescenți, acum dacă nu chiar trecuți așa, pentru că ieri, dacă nu mă înșel, a fost ziua adolescentului sau ziua tineretului sau ziua, nu știu, ziua mondială a copilului, a nu știu ce. Vă fericiți pe voi. Sunt convins că peste 50 de ani când vom veni să-l lansăm pe Adrian Botez, sigur că mulți de dumneavoastră veți spune, eu sunt doctorul cutare, eu sunt inginerul cutare, eu sunt avocatul cutare, dar nu avocat poporului. Am uitat, acum mi-a dat atenția domnul profesor, lăsați-l aflaților, că o să spun numele lui Dumnezeu. Deci, mi se atrage atenția lui Dumnezeu dreptate că în sală este domnul profesor, profesor Zoltan, de la Liceul Mihota, care a pregătit elevii de la Liceul Mihota pentru sărbătoarea de astăzi, citând versul de... Dacă s-a reținut numele celor care sunt directorii veniți aici în sală, este vorba de directorul de la Gărdevalș, domnul director Mitrofan, domnul director adjunct Drăghici Marian. Dacă tot ai adus aminte de ziua tineretului, cred că l-am merită cei care, cel puțin cei de care știu eu, doamna profesoră Zoltan, vă rog să-și prezinte elevii. Noi prezint pe tinerii de la Gărdevalș, la linia Tiniță de la 10, va recita Cosmici Diana de la 9, Corpacea Nemona, Narcisa de la 9, Petre Oana de la 11, Petra Ștefan de la 11, Iacu Cristina de la Coasa 9, Petra Georgiana Alexandru, 12,
Olaru de la Casa Moșcăcie, Ursul Andreea de la Moșcăcie, de Petra Drăgen, i-am spus numele și Tiriță, la tine din nou, deci vor mai zice, sunt oameni care nu se lasă. Da, domnule. Da, câteva cuvinte. Dumneavoastră ați anunțat oamenii prezenți aici, îmi permit să anunț o mare absență, și anume Liceul Emil Botan, care numele căruia este sărbătorit astăzi și nu a venit decât doamna profesoară Zolta. Mulțumim mult, doamnă! Domnul profesor, să știți că nu totul e perfect în lumea asta. Bine că este doamna profesoară. În rest. Dane, te rog să spui câteva cuvinte ca să ne ancorăm în această carte, după care să trecem la niște discuții. Câteva sau toate. Să lăsăm maestru să decide pe ulița mare sau pe ulița mică. O să încercăm să împărcăm pe toată lumea, dar mai întâi de toate, dați-mi voie să fac o precizare. La asemenea festin nu se putea veni cu mâna goală și am venit și eu cu niște prieteni. Este vorba despre scriitorul, profesorul Ștefan, un iepure, un iepuraș. Alături de domnul profesor, membru al Fundației Naționale C. Călinescu, așa, gazetarul Ion Moraru, care deja vine cu un articol cald apropo de întâmplarea prea fericită de acum vreo lună și jumătate la care a asistat, dumnealui ne va face o surpriză. Dați-mi voie, vă rog eu mult de tot, mai înainte de a intra în miezul problemei, să nu vreau să adumbresc cu nimic lumina aceasta minunată a evenimentului de astăzi, dar dintre noi trebuia să mai fie cineva prezent, măcar și prin delegație. Este vorba despre scriitorul Gheorghe Palel, cu care eu am vorbit acum o săptămână, i-am spus ce se va întâmpla la Adjud. Mi-a făcut o confesiune, n-am știut niciodată, foarte bun prieten cu Emil Boda și mi-a promis că îmi trimite un material pe care eu să-l prezint aici. Zilele au trecut, venind încoace către dumneavoastră, către Adjud, primesc un telefon de la Gheorghe Palel, am zis eu, era soția, dubios. Azi îl mormântează pe Gheorghe Palel și vă rog eu unul de tot. Un fragment, un bucățică de timp, un moment de reculegere. Vă rog eu unul de tot. Este prietenul nostru. Vă mulțumesc mult de tot. Și am o mare, mare bucurie. Sunt răvășit, sunt întors pe toți, nici nu știu dacă aș mai fi venit astăzi, dacă aflam aseară vestea sau... Lăsați-mă să iau loc și să încerc, se poate mai este, dar vă rog eu mult, da? Sper să mă fac auzit și fără microfon, mai ales că eu n-am venit pentru microfon aici, sunt sătul de asta în lumina reflectoarelor și mai ales a microfoanelor. Așa, o să-mi permiteți să încerc să mă conformez instrucțiunilor primite de la centru de acolo. Ce se întâmplă? Ca să-l parafrazez pe Fănuș Neagu, el spunea undeva, și domnule, eu nu sunt un critic, eu sunt un idiot liric, nici eu nu cred că am vreo legătură de rutine cu critica, cu istoria literară, sunt profesor de vorbe pentru cine nu mă cunoaște, am însă evat niște gânduri pentru că eu am venit aici să-i spun lui Adrian la fața locului că îl îndrăgesc, îl iubesc, așa, și vom fi amândoi și în eternitate. Cum poți domni fără Bacovia când nopțile se trec în alăute de întuneric? Mă întrebam mai hât în sânia mea interioară, amintindu-mi că mereu și mereu fulgeră toamna durerile coapte de prea multele vechi fără somn, că mereu avem ceva de împăcat, fericirea frunzelor amintind pădurea, un buchet de prieteni ademeniți cu miros de lună, pasărea aceasta de somn cu cântecul prăbușit pe asfalt, plânsul lipsă de lacrimi adăugat morții, că pinte-n de stea călăuză ne-am rânduit, unori amestecând tăriile, izbăviți la oiștea dorului de părinți și de moarte, tot mai lini și mai de acălare, uitați rând pe rând de icoanele fereastră înscrise cu sărăcii de opaiți în peces de bordeie. M-am dumirit mai apoi că după viruința regăsirii lucrului pierdut, că maestrul de ceremonie Adrian Botez îmi vine într-o întâmpinare,
cu bucuria fără de greș a brațelor deschise, că își deșartă de saga cu noile sale isprăvi literare pe masa descrisă a singurătății mele și mi-aduce aminte că din 10 noiembrie în 10 noiembrie al fiecărui an, secundă, dintr-o eternitate, numai de el știută, inconfundabil, el este cel coborător din septentrion, cu hervoie vodală în pecetea cuvântului, ursit de ursitoare ușor, legendar și angelic, pe bună dreptate, cel mai bun, unde s-a dus în mascutirea? Cel mai bun dintre noi, din generația noastră. A se vedea că și eu, cu modestia de rigoare, mă trag din secolul trecut, ba chiar din mileniul trecut. Desigur, și când îi supăra și scârbit de slimul șișurilor primite frățiși sau pe la spate, sub forma zâmbetului de ochea, maestrul găsește puterea, nu-i da Doamne omului cât poate duce, să-și desferece baierele harului cu care a fost dăruit de cel de sus încă înainte de a veni în lumea cea rea și să toarne în slove de foc și de aur povești nemaipomenite despre lucruri adevărate și oameni altfel, să rostuiască lumi și perspective numai de el văzute, să cânte până la sațietate despre miturile primordiale pe care, orbi fiind, noi nu le vedem nici dacă le atingem cu mâna, să-și dăruie românilor inima sa, mai mereu încrustată cu mireasma basmelor coborătoare din țara Bucovinei, trecute pe nedrept într-un voi străin, să mute și munții din loc cu credința sa în absolutul ființării hristice. Cu Cartea Cărților, Emil Bota, închinător în frânte Minescului, arhiei Emil Botiene, apărută în 2015 la editura Rafet din Râmnicu Sărat, Adrian Botez se închină pământurilor și subpământurilor care l-au adoptat și aduce la judecata de apoi a poeților o personalitate de excepție a culturii române, un maestru al generației ce deschidea șirul anilor 30, un artist total. Îl numim aici pe marele actor tragic Emil Bota, care împreună cu fratele său Dan Bota sunt surprinși în viziunea genialului hermeneut, ca, citez, aplecându-se într-o adâncă reverență în fața Duhului Protector al Valahilor, Eminescu, reverența lor neînsemnând nici de cum epigonism, ci creativitate, originalitate, complementaritate față de demiurgul logosului Valah. Am încheiat citat. În viziunea anteică a lui Adrian Botez, Orfeul Întunecatului April, o spunem cu toată convingerea, debutează și perseverează în proiecția inconfundabilă a unei poezii existențialiste moderne, atinse de morbul morții și al neputinței, dincolo de bine și de rău, impresionantă prin dușa groasă cu care aproape că violentează roșul sângelui și albastrul speranței de pe măștile carnavalești cu care ornează scena turnantă a imaginarului poetic. Care imaginar cel de toate zilele, mai apoi de plină singurătate pe coordonatele istorico-ontologice ale unui tipar croit după chipul și vrerea creatorului atent la detaliu. Pentru că poetul, bronzat de lună ca un harap, recreează neobosit și sisific pe eșafodajul miraculosului o panorama de șertăciunilor, numai de el știută, plină de iasme vârcolace, de bolânzi în iubire și înțelepți într-un neîmpliniri, de arlechin, haihui și de măscărici altoiți, într-o continuă comunicare în sens creator, făcând permanent dovada că știe să stăpânească uneltele creației, care îi oferă neostoit modele inedite de gândire și simțire poetică. Adică, așa cum bine remarca maestrul Adrian Botez, prin dezlegări hermeneutice, în poemul Emil Botian intitulat Nimeni, nimănui, nicăieri. Ce mi-ai scris de certatea îngerului? De ce mi-ai spus cetățile visate sunt în cer? De groaza îngerilor, în somnul de plumb, în arcanele spaimelor nesfârșite, m-am ascuns, nici transparențe, nici înfiorare acolo. Și eram nimeni, al nimănui și al nicăierului, nici al zilei de azi, nici al zilei de mâine, nimeni eram al imperiului nicăieri. Era un timp atemporal, un timp de haos, de hades în somnul infernal. Iată comentariile autorului. Citez, printre poemele histrionice pe jumătate ghidușe ale lui Emil Bota există un poem tragic, dincolo de orice măști și dincolo de orice putere de autoprotecție, prin răsucirea inelui aladinico-ființial histrionic din degetul lui Emil Bota. Un poem care ne spune totul despre tragedia schizofreniei explicite dintre
1. Existența terestră prăbușită copleșitoare și 2. Visarea de nouă lume, de fapt de veche străveche lume, lumea paradisului recuperat și 3. Dar și schizofrenia implicită ca ruptură ființială dintre omul doborât de prezent și copilul înalipat dintr-un trecut uitat între cele două secvențe existențiale, neinterpunându-se soteriologic memoria umano-divină. Acest poem, Emil Botian, este o contrapondere lirică peste, prin timpul istoria poemului, la fel de tragic, existențial, revedere a lui Eminescu. Doar că omul eminescian nu se lasă tortura de angoase, pentru că omul eminescian n-a pierdut memoria copilăriei paradisiace. Cam încheia citatul. Ca orice act creator, puterea ficțiunii sintetizează în profunzimele sale esențele unor coordonate materiale și spirituale profunde pendente de realitatea imediată, transfigurată în plan estetic în originalitatea unei opere osândită să aparțină etern unui patrimoniu literar inconfundabil. Și dăm dreptate lui Adrian Botez, care consideră imaginalul lui Emil Botian ca fiind aflat sub zodia logosului primordial, izvodit fără sațiu din proiecția arhetipală a lumii proto-valahe, înțeleasă mai apoi justificat într-o multiplă cetire de operă unicat ca o călătorie, și citez, călătorie făcută în tihnere cu culegere și meditație prin grădina arheilor paradisiaci, grădină vădită nouă de către magul Emil Bota și folositoare în primul rând pentru autocunoaștere, dar și pentru cunoașterea neamului metafizic al daco-valahilor. Aferim, zicem noi, din tot sufletul. Am încheiat citat. Atelierul meditației Emil Botiere lasă impresie de autoclaustrare într-o proiecție a fabulosului nud populat din greu cu entități ciudate, o mitologie personală construită pe largi viziuni plasticizante care erup original și neobosit în corurile primordialului, își adjudecă sigiliul autenticității mitice, frapând astfel cititorul avizat. Cred că reviste câteva. Columna lui Dumnezeu, Somnul cel greu, Domn Asmodeu, Avestițele, Fantaziul, Rusalime, Zeie primăvară, Năzdrăvancele, Pădurencele, Corbaciul, Rocodul, Cel rău, Mândra cu coasa, Greul pământului, Cumnareta, Carpena mireasă, Frumoasa cu buzele pale, Caiul amult, El burlador, Elisafta, Ursulina, Trit nebun. Hierarhica galerie cuprinsă de cuprinsul laboratorului poetic se pictează singură și impune o arhitectură proprie cu binecuvântare de la magistru, naște și propune spații mitice, amestecă eresuri și credințe de care de nimeni știute, amalgamând structuri și dogme interzise neinițiații lor. Adică, vărul nicăieri, fratele nimeni, parcele, lebedele aurorii, nimfa dimineții, granzii din Spania, dor și neliniște, oferea, spiritușul somnului, priculișii gnomi, indolenta dispariție, luna și mai ales moartea văzută ca limpedele veșnic, transfigurare și nu punct terminus la presupus capăt de drum. Și spune înțeleptul magistru în cartea sa, pentru cine vrea să-l asculte, citez, cine este aparentul non-eu cu fertilitatea asiduă cultivat și susținut în acțiunile sale de către eu. Este personajul bizar, bizar în poemul acesta, bizar și în mitologia românească. Cuc. Spuneam cândva, și închei citatul, spuneam cândva, referitor la cucul în semn funerar ca pasăre suflet. În ceea ce privește denumirea păsărului de pe morminte, cel mai potrivit s-a dovedit a fi cel de porumb. La denumirile tradiționale se adaugă un repertoriu îmbunătățit din care nu lipsesc pasărea neagră, rândunică, simbol probabil al vieții fără de sfârșit, îngemănată cu puritatea cerului senin. Nu vom ști niciodată. Și mergem mai departe, potrivit datoriei celui veghetor într-o cele hermetice, hermeneutice, ca să deslușim în cele de mai jos mișcarea simbolică a arheilor. Și iată cum lumea operei literare Emil Botiene se confundă indubitabil cu arheii plenare identificați de strălucitul explorator, chiar și pornind de la simple repere înscrise iscusit în potirul lirismului atent măestrit, într-o inscripție pe marmura nopții. Ce frumos spus! Respirația reveriei și nu spaimele necuprinsului se insinuează ca o pală de duh ocrotitoare, copleșind benefic trăirile sufletești și nemărginirile imaginației trăite ca un jalon necesar al catarsisului. Bine, zice Adrian Botez, citez, nu credem să îi se fi închinat nopții o mai măreață și expresivă odă în vreo literatură a lumii. Nici Novalis, nici Leopard nu ajung la o esențialitate atât de mare ca a arheilor nopții. De la oda către lună din prima parte a scrisorii întâi a lui Eminescu nu s-a scris ceva tot atât de complet și înalt. Închei. Restaurator al arheilor valahi, închinător în frânte Eminescului,
cu mențiunea esențială. Spune maestru, Emil Boia este deci și cel mai înfrânt în sensul desmerit și fidel rugător spre neamul Eminescului, dar implicit și cel mai măiestru și elaborat labirintic interior dintre închinătorii neamului Eminescului, vituperează și blesteme extrem de corect pe iudele neamului valahul românesc, precum Aminul, identifică perfect martirii neamului românesc, precum Aminul. Mihai Eminescu și Emil Bota au conștiința extrem de acută a sacralității, deci și conștiința ritualului cosmic, atâta doar că Mihai Eminescu are nu doar șansa cosmică de a trăi în veacul al XIX-lea și de a percepe, astfel primul de pe Terra influența și consecințele instaurării deasupra cerurilor omenirii terestre a epocii mihaelice, Michael, Arhanghelul Spiritului, începând din 1871, dar are și șansa de a aparține unui veac în care omenirea încă era atentă, concentrată la și interesată de sacralitate și de gravitatea sacerdotală a ritualului. Dovadă, opera intrată în zona de succes public a marilor duhuri romantice. Chateaubriand și Hugo în Franța, Leopard în Italia, Byron, Anger, etc. Pe când Emil Bota trăiește în plin veac 20, în care lumea încetează progresiv să perceapă sacralitatea și deci încetează să-și dea seama de importanța catartică a tragediei ritualului purificator, de aceea este silit să folosească mitul în dublu scop. 1. Nu doar pentru revelația originarului și adevărului spiritual imperial cosmic, cum o făcea Eminescu, 2. Ci și pentru a deghiza sub hierogliva mitologiei adevărul și originarul, devenite tot mai incomode și antipatice într-o societate atinsă de morbul superficialității, al irresponsabilității, al gravului dezechilibru valoric, dublat de tot mai marea și aberanta confuzie asupra valorilor înseși. Pentru a le prezerva revelațiile asupra adevărului și originalului, deci în vederea flării cu totul aleatorii și nesigure, foarte puțin sau din ce în ce mai puțin probabil într-o astfel de climat antispiritual a unor voluntari într-o mițiere. Am încheiat citatul. Emil Bota, actorul damnat și fără de pereche, poetul redescoperit de Adrian Botez, nu seamănă la scriitură cu nimeni. Nu datorează nimănui nimic, se reconfigurează singur și inconfundabil în plenitudea mitului ontologic. Spune maestru. De groaza poetul, de groaza îngerilor, în somnul de plumb, în arcanele spaimelor nesfârșite, m-am ascuns. Nici transparențe, nici înfiorare acolo și eram nimeni al nimănui și al nicăierului, nici al zilei de azi, nici al zilei de mâine. Nimeni eram al Imperiului nicăieri. Oricând și oriunde, adevăratul închinător la arhei s-a integrat în frumusețea artei prin mijlocirea propriei sale himere, opera inconfundabilă, ca emanația voinței divine, organizată structural pe diferite registre comunicaționale informaționale. Pasărea suflet de care făceam caz mai sus poate fi și poezia, care unește lutul cu nemărginirea Olimpului Ceresc, purtând furtunatic obsesele unui destin implacabil, croit sub paradoxul întunecatului april, deoarece, așa cum remarca maestru Botez, Emil Bota este închinător înfrânt, smerit, al Eminescului, pentru că dintr-un început și din rădăcina ființei sale, Emil Bota pare a nu fi un apolinic, frenetic, extatic, hölderian, dublat la modul gemelar de pecetluitul Dianei Artemis, precum este Aminul, ci doar un nocturn selenar. Și acum vă rog să ascultați în portative eminescian cum sună poezia de dragoste la Emil Bota. O, de-ai ști cum te rogi, nu tremura mai bine în mărmurește, împietresc, fii o statuie niobe să fii mânjită de sânge. Nu mă vede, nu mă aude. Mergem mai departe un picuț, mai o jumătate. Și să nu se uite amendamentele autorului cărții monografice. Deschid citat. Am decis ca după sintagma închinătoră în frânt Eminescului să punem dublul semn al întrebării și al mirării. Da, Emil Bota este singurul, total fidel și cel mai strălucit urmaș ucenic al lui Eminescu, Aminul neamului Balac. Dar Emil Bota se menține cu o voință teribilă în umbră pentru a nu compromite prin dezvăluirea către gură cască a adevărurilor originare și eterne și pentru a nu le demonetiza
astfel prin supunerea lor unui public de joasă calitate spirituală din pricina căreia baseți de duh, orice tragedie este azvârlită în derizoriu, în clovnerie, paiațerie, în senzațional ieftin, în experiment de laborator al snobilor, sastisiți, etc., etc. În acest sens, Emil Bota este marele sacrificat, de aceea și obsesia lui poetică în ce privește ipostaza martirașului și ipostaza lui Hristos, victima mântuitoare. În acest veac 20, deprimant și vulgar, este ultimul mare inițiator, la rândul său inițiat de către fratele său, mare tracolog Dan Bota, care primise flacăra inițierii și de la Nicolae de Sușianu și Mihail Eminescu, la modul livresc, dar și de la Mircea Iliade direct, din veacul 20. În mod sigur, marele secret pe care Emil Bota l-a ținut până dincolo de mormânt a fost acela al utilității sacrificiului martirului său, aparent de sorginte clovnerească actoricească în evoluția spirituală a umanității terestre. Prin lucrarea de față, subsemnatului aduce un omagiu acestui neclintit credincios devot al dacilor Cogaionului și al marilor ducuri dacovalari. Credincios în necesitatea, dar și în utilitatea martirajului poetic care este și rămâne pentru vecie Emil Bota. Și am încheiat citatul. În ultimul cuvânt al autorului găsesc o însemnare care mă seacă la inimă. O prezint un încheiat fără să-i scade în superbitate, zice maestru. Eminescu este muntele Meru al cosmosului spiritual valac. Emil Bota, în schimb, este atât de preocupat, atât de absorbit de propria muncă și macinea muncii interioare într-o arheicitate, încât abia e răgazul vieții să-i descifrezi labirintul pe unde trudește și să-i marchezi etapele traseului, spre a nu te uita pe tine însuți. Pe Emil Bota trebuie să-l accepți ca poet orfeu, așa cum este, am încheiat citat. Cred nestrămutat și cu încrâncenare că această carte unicată în literatura de specialitate s-a fost scris plângând, pentru că Adrian Botezi este un mare cărturar. Spirit enciclopedic, despre dumneavoastră se spune că trudește buchea cărții 25 de ore pe zi. Când nu citește, scrie și când nu scrie, își cântă în gând poeziile care îi dișmuiesc neîncetat flătura. Cât stă de vorbă cu tine la telefon, poți fi sigur că a mai însăilat din scaiva versuri pe care se bat redactorul revistei în zilele următoare. Așa cum îi plăcea să spună bunului meu prieten Valeriu Filimon, Adrian vine pe lume cu ce i-a pus mămuca lui în traistă încă de la naștere, har mult îndulcit cu dor de moarte. Cât de aripa Duhului a avut Dumnezeu grijă. Și acum când plânge poetul, fiți sigur că Domnul îi pune mâna pe creștet și plânge și el. Și amândoi plâng cam mult în ultimul timp, mai ales de când Domnul plânge în limba română. Vă mulțumesc mult de tot! V-ați suportat! Că m-a suportat, vă fac și o orare. Să dea Domnul peste 100 de ani când ne revedea aici să-i numărăm cărțile lui Adrian. Nu o să reușim noi treaba asta, să vă regăsesc la fel de tineri și de frumoși pe cum v-am găsit astăzi. Doamne ajută la toate! Cred că ați înțeles de ce motiv l-am rugat pe ansamblu să deschidă această sărbătoare dedicată lui Adrian Botez. Pentru că a reușit în acest cuvânt al lui, în acest articol, să sintetizeze ceea ce este scris, mă rog, să sintetizeze atât cât se poate sintetiza dintr-o carte pur științifică. Pentru că dincolo de orice literatura sau cărțile pe care le scrie Adrian Botez, sunt cărți grele și la propriu și la figurat. Nu sunt cărți de buzunar, nu sunt literatură comercială sau ușor comestibilă, sunt cărți pe care trebuie să le citești cu creionul în mână, să ai răbdare, să ai forță și energie, să poți să pătrunzi fiecare sens, să știi foarte multe lucruri, să poți ajunge la esența acestor cărți. În 1947, Algheze spunea, am găsit în carte, să nu credeți că sunt atât de cultivat. Am găsit în această carte, spus de Adrian Botez, în 1947, Tudor Algheze spunea că Emil Bota este un poet despre care se tace. Așa era în 1947. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat.
în sensul că sunt mai multe cărți scrise, cărți literare scrise despre Emil Boda, sunt multe prefețe scrise la edițiile de poeme ale lui Emil Boda, dar așa cum George Călinescu a făcut și această nedreptate, pentru că a făcut mai multe nedreptăți, deși George Călinescu este critic de geniu. Nu putem discuta, dar a făcut niște greșeli. Și, mă rog, noi remarcăm greșelile, nu vârfurile. Cum pe Bacovia l-a neglijat sau l-a minimalizat aproape quasi total, tot așa a procedat și cu Emil Boda, considerându-l un mimetist, un impostor, un ușor impostor, nu știu dacă poate că... Așa spune. Așa spune. Dacă ați avea răbdare și sper să aveți, vreau să vă spun că, deși George Călinescu a făcut un lucru fundamental pentru Eminescu, deci a făcut un lucru absolut fundamental pentru Eminescu, a făcut și o mare nedreptate, tot în numele lui Eminescu. Dar, de fapt, acea nedreptate a făcut-o în numele propriilor lui trăiri și propriilor lui sentimente. La Dumbrăveni, locul nașterii lui Eminescu. Dar, datorită unor chestiuni sentimentale, nu le povestesc aici, cine vrea, am să dau niște consultații în particular, George Călinescu mută locul nașterii lui Eminescu la Botoșani. Și pune data nașterii după actul de botez. Actul de botez este cu adevărat la 21, și aici poveste, că nu mai există acea pagină din Biblie unde era trecut data nașterii, data botezului Eminescu, pe 21 ianuarie. Nimeni în acea perioadă nu-și boteza copilul la 7 zile. Și cu asta am pus cum. Semn că, pe lângă genialitatea lui, a fost cuprins de sentimente și de unele superficialități. Dar, dincolo de această chestiune, fie că este recunoscut de George Călinescu, fie că este neglijat de Nicolae Manolescu, fie că este neglijat de Negoițescu, fie că este neglijat de Alex Ștefănescu, opera lui Emil Boda este perenă, este profundă și rezistă în timp. S-ar putea ca istoriile, cu ghilimele, ale acestor critici literari să nu mai reziste în timp, să se firesc, pentru că e și normal să nu prea reziste. Opera lui Emil Boda va rezista cu siguranță. Noi facem acum, după părerea mea, o mică nedreptate. Nedreptatea în ce sens? Dar sunt convins că Adrian Botez va șterge această nedreptate. Îl omagiem pe Adrian Botez cu cartea despre Emil Boda, dar neglijăm existența unui alt mare poet, adică a fratelui Dan Boda. Și sunt convins, sunt absolut convins, dacă nu s-a gândit până acum, dar sunt convins că o vor face, Dan Boda merită și el un tratament cel puțin egal ca al lui Emil Boda. Să sperăm că peste ani, când vom veni la lansarea următoarei cărți a lui Adrian Botez, ați văzut că am spus despre copii că vor ajunge ingineri, vor ajunge medici, avocați, etc. N-am spus nimic despre faptul că va ajunge unul dintre ei primar. Pentru că și atunci va fi primar tot domnul. Locul este ocupat. Uiți-vă la chestiune serioasă. Domnul Neacu, diploma, placheta pe care ați primit-o trebuie răsplătită. Adică să vorbiți despre Adrian Botez. Am mutat cartea de la domnul inspector de față, care mi-a urat și diploma.
pentru care mulțumesc. Și îndrăznesc pe undeva să afirm că ceea ce a spus cu multă perspicacitate și talent, chiar găseam pe fănușuri de fraze, prietenul lui Adrian, cred că se adeverește din plin, pentru că, în general, eu am avut o părere de înaltă prețuire a ceea ce înseamnă Adrian Botezi pentru spațiul cultural românesc. Am avut onoarea să public câteva din textele domniei sale, chiar la începutul revistei Oglinda Literară, cu 10-15 ani, când nu mai știu dacă era contra, revista Contratat sau nu. Deci era mai înainte de mine. Și atunci, în condițiile astea, am zis că e bine să îl înțeleg și atunci când nu mă mai onorează cu texte în ultima vreme, pentru că are revista unde poate să îi folosească ca o tribună, sau poate că există un gen de a publica în așa fel încât explicațiile pe care eu aș încerca să le dau grandorii scrisului domniei sale, nu am ajuns să le înțeleg. Există un risc în ceea ce înseamnă personalitatea lui Adrian Botez, riscul de a greși atunci când zici ceva care nu este conform cu chiar cu valoarea domniei sale. Pentru că eu sunt mai nou venit în peisajul Alt-Județ, nu prea am avut multe ocazii. N-am să uit că acolo unde liceul mi-a dat această diplomă, eram cu poetesa Oprăescu la o lansare de carte, o cunoaștere, o întâlnire cu, cu liceeni, când am primit telefon că a murit cu Iusif, directorul culturii. Adică mă leagă și lucruri tragice de ajut și mă leagă și lucruri frumoase, care, zic eu, pe undeva au semnat, mi-aduc aminte la un festival Bota, o excelentă prezentare cinematografică a unui discurs Botez, care mi-a rămas în memorie ca o formă de exprimare pentru care eu n-am decât cuvinte de laudă. Există la acest moment în Vrancea o penurie mare de oameni care știu, au un caracter enciclopedic. Eu simt lipsa lui Botez în momentele de întâlnire oamenilor de litere din peisajul vrâncean și aș fi fost onorat dacă din când în când am fi avut printre noi pe domnia sa atunci când e nevoie de elucidat anumite probleme legate de fie de Eminescu, fie de Bota sau fie de literatură în general. Există de asemenea o modalitate aproape cantiniană de exprimare în aceste evaluări estetice, încât unii mi-au zis și chiar și eu pot să spun că ai nevoie de o anumită cultură pentru a înțelege scrierile. Poate ar trebui să-și pune și un dicționar la Kant de înțelegere a unora dintre terminologiile folosite. Pentru că atunci când ai răbdare și te duci să cauți, să scormă, ce se ascunde în spatele arheilor sau diverse alte nominalizări folosite de domnia sa, dai de niște profunzimi pentru care, la prima vedere, ai zice că e mai ușor de trecut. Nu e așa. Adrian Botez este un scriitor profund, un mărturisitor mai mult al valorilor neamului românesc, pentru care am un deosebit respect. Sunt mai puțin scriitori încărcați de
harul acesta de a aduce românismul și românitatea acolo unde ar trebui să ne preocupe pe toți, mai ales în vremurile acestea în care există oarecare neglijență și din partea autorităților și din partea, știu eu, altor scriitori, de a ridica nivelul de respect care trebuie să-l avem față de națiune. Răutabil de asemenea că în orașul în care este cetățean de onoare, el reușește să aducă atât de multe valori spirituale care fie că îl îndrăgesc, fie că sunt interesați de ceea ce înseamnă Adrian Botez în Cadmișoasă. Și îl felicit și pe primar că a avut prezența de spirit și bunăvoința de a sprijini apariția unui asemenea volum. Merita, cred că Adrian Botez, și în calitate de cetățean de onoare, să fie din când în când sprijinit pentru ca exprimările sale să fie cuprinse într-un volum. Pentru toate acestea ar merita să fie pe undeva omul care, la ora actuală, în Vrancea, poate să fie mintea cea mai strălucită, enciclopedică, pentru care să avem nu numai respect, ci chiar să-l iubim și să-l prețuim. Pentru că n-am în vedere numai această carte, ci și prestația lui de la catedră și până la omul cetății. Am să vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit această onoare și îl felicit și îl rog pe Adrian Botez ca ori de câte ori își aduce aminte de mine, de revista Minda Literară, să simte că îl vom publica așa cum merită domnia sa, la loc de cinste în ceea ce, tot ceea ce face. Vă mulțumesc! Mă alătur la ceea ce a spus Gheorghe Neagu și dacă nu era domnul primar aici și domnul viceprimar și ceilalți consilieri, Adrian Botez ar fi fost foarte singur pentru că, nu știu, ajunge face parte din ce județ? Adică la Focșani, nu? Da. De asta sunt așa mulți reprezentanți ai județului aici. Păi, nu vine nici în foc, șanțele. Păi, nu, trebuie să punem la serviciu, dar asta e salță. Nu, bă, eu știu că e în județul Vrancea, nu, asta e. Am întrebat așa, retoric mai mult, pentru că, noroc, repet ce am spus la început, noroc că sunt oameni ca dumneavoastră aici, că dacă ne-am lăsat pe baza celor care cu adevărat au posibilități mult mai mari decât dumneavoastră, ar fi vai așa mari de, și de Adrian Botez și de întâlnirea noastră. Adrian, te rog. Da. În sensul spuselor tale, voiam să spun și eu ceva, și anume, în primul rând, îi mulțumesc lui Dan pentru cuvintele foarte frumoase, apoi domnului Pergineagu. Și îi dau dreptate întrucâtva că nu am fost în Focșani. Însă eu nu sunt chemat nici la filială de 12 ani. Deci eu simt ajutor aici în Adjuz. Domnul primar și consiliul local fac parte nu din Vrancea. Eu am impresia că fac parte din județul Bacău, cum au făcut cândva. Este singurul oraș din județ în care cultura este sprijinită, școala este sprijinită. În rest, după ce au murit la Focșani mari scriitori, Nichită Pricop, Ion Panait, Florin Paraschiv, Dinuț, Mircea Dinuț, n-am mai simțit că aparține ajutul de Focșani. N-am mai fost invitat la absolut nicio mișcare. Nicio lansare, nicio absolut. Da, deci, încă o dată, îmi exprim gratitudinea pentru faptul că acest oraș este condus de domnul inginer Constantin Armecea, pentru că numai atâta timp cât a fost domnia sa, am putut să scot
o revistă care să nu mai fie cu capse, ci să fie o revistă, o vedeți, ajunge un lor, domnul Constantin Manafert este exasperat la un moment dat, îi trebuie 20 de pagini ca să iasă 150. Na, asta e. Da, dar... Așa trăiește domnul Manafert, în exasperare. Da. Apoi, când este vorba de o carte mai importantă, pentru că din 31 de cărți scoase de mine, foarte multe sunt sponsorizate de către primărie și consiliul de domnul primar și consiliul local. Eu consider că această carte, și am și scris la început acolo, este dedicată acestui oraș pentru că Emil Bota este nu numai patronul liceului Emil Bota, este patronul spiritual al acestor locuri. Emil Bota și Dan Bota sunt frați născuți la Judul Vechi. Deci nu e o carte întâmplătoare, deci e o monografie. Eu am, voi spune când îmi vei mai da cuvântul deocamdată. O să le simplu, nu știu. Sau o să le simplu. Nu, o să nu fie cu probabil, pe la om, așa, când va fi seara mea. Doar atât vreau să spun că cele două licee trebuiau să se numească Emil Bota și Dan Bota. S-a refuzat dincolo să se numească Dan Bota. De ce? Nu știu. Acum a ieșit 217, pe 2015, că Dan Bota, deci nu mai trebuie să discutăm de el, că a fost în mișcarea regională. E o tâmpenie. Pentru că noi vorbim de poeți, vorbim de artiști, nu vorbim asta de politici. Exact asta vreau să da. Că ce noi confundăm activitatea cetățenească cu activitatea intelectuală. Dar nu mă interesează ce mișcare politică, cărei mișcări politice a aparținut. Pe mine mă interesează dacă a fost artist mare, a fost un om care a avut rezonanțe în cosmosul românesc sau nu. Și evident că Emil Bota, cum sunt sigur că domnul președinte al Academiei Dacă România va spune, da, a avut ecouri în Dacă România, în Dacă Valachia. Pentru că eu, de o bucată de vreme, nu mai vreau să spun România. S-a compromis acest nume de România la 48 începător. Este Dacă Valachia. E mai corect așa. Arată și cine suntem, de unde suntem și cum ar trebui să ne exprimăm și încotro ar trebui să privim. Da, scuze-mi. Da, mai bulversat total, nu mai știu ce să mai spun. Scurt. Voiam să spun că în tinerețea mea, apropo de patrie, de patriotism, de ideea de dracicologie, de Dacă România, în adolescența mea, în tinerețea mea, am scris și o carte care se cheamă, se intitulează Sub Zodia Traciei. Eu am fost pătruns de ideea de tracism, de ideea de dacie. Recent am publicat o carte la prietenul nostru, adică m-a publicat, m-a publicat el cu o carte cu vederile vulturului Orb. Care un mare premiu internațional. Da, așa este, dar nu asta e problema. În care vorbesc, în care scriu poeme patriotice, poeme despre Zamolzis, poeme despre Dacia. Toată cartea este încărcată cu astfel de poeme. Eu, după 1990, am continuat cu asiduitate să mă declar poet patriot. Cui îi place e bine, cui nu îi place e și mai bine. Cine mă apreciază mă citește, cine nu mă apreciază mă desconsideră. Dar eu acesta sunt. Scriu poezii patriotice. Sigur că scriu și altfel de poezii. Poezii de dragoste, poezii tragice, poezii nu știu de care. Dar primordial este poezia patriotică. Nu sunt de acord cu Adrian, cu deteriorarea ideii de Românie. Ba, 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 că spui de... Hai să spun acum, eu am o artă. Am și eu serviciile secrete, vedem ce am. Știu, secrete care se înseamnă cu alu Adrian, cu alu Gheorghe Neagu. Nu asta este problema. Haideți să nu intrăm cu chestii polemică. Nu e polemică, îți arăt la așa cum ce se vede. Da. Cred în România asta reală. Cred în România autentică. Nu România de la televizor, nu România din presă, nu România din Parlament și nu România impusă de Uniunea Europeană. Disertorule. Fac următoarea mărturisire, care am mai zis-o la alții. Eu sunt anti-european. Sunt anti, nu cred în ideea de Uniune Europeană. Nu cred. Și
pot să declar aici cu seriozitate, poate pentru unii se va adeveri, sunt convins copiii de acolo vor trăi aceste momente, Uniunea Europeană este o fantoșă. În următoarele 15-20 de ani dispare. Și pentru că eu cred în ideea de unitate statală, în ideea de naționalism, fără să fiu anti nu știu ce, cred în ideea de românism. Dincolo de asta vreau să rog pe un polițist fost pensionar actualmente, poet foarte bun, despre care am scris în această cărțulie, pe care am să-i dăruiesc lui Adrian Botez, pentru că și el face parte din această cărțulie. Domnul primar, eu am scos-o pe banii mei. Deci ești primar? Nu sunt bogat, sunt sărac tocmai, pentru sunt sărac, de asta mi-am permis să scot. Alexandru Dumitru, te rog să spui de ce ai venit la această manifestare dedicată lui Adrian Botez. Mulțumesc mult pentru invitație și neconștientul și subconștientul meu va rămâne memorabil la această iubire sărbătoare scriitorului Adrian Botez. Este o onoare pentru mine că am fericitul prilej de a constata încă o dată pregnanta valoarea scriitorului. Am fericitul prilej de a constata că în România este un primar aici la Adjud, înconjurat de oameni săi politici cu deschidere tenace și laborioasă spre actul de cultură. Prilej mai rar. Fericitul prilej de a-mi revedea prietenii literari, dintre care și pe Teodor Orepan, pe care nu l-am văzut din 1976. N-a terminat școală. Fericitul prilej de a prezenta acum, cu îngăduința dumneavoastră, un poem din cartea mea, Labirint pentru Eden, pe care, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, o voi publica probabil la anul. Un poem dedicat lui Adrian Botez, cel cu care, alături de, și de Dan Sandu, intram în același an în Uniunea Scriitorilor din România. Este, eu îl consider prietenul meu. Prietenia poate fi un lucru serios și în momentele acestea. Dacă acest poem nu îl urmurează și mă va suna, tot voi scoate din gard. Îl mulțumesc și să vă prezintă. Niciodată învins. Nu te înfumura, copile, spune tatăl ca o prezicere, și toți circarii de a cadea, ciocolată și jucării defecte, se preschimbă holind în colțurile minții, în corloanele stropite cu ambrozie din gândurile filosofului, din cutia cu scrisori învechite, din inima păpușilor supuse la mutații. Și nu mă înfioară, nici nu mă calmează, și nici roșul în obraj nu aborește oglinda. Misionar sunt din Galimatia, înțelegeți voi și voi și alții ca voi, și ei sunt dezmerdați, anapoda, au prejudecăți funeste, melancolie și foșne, simulare și ambianță în arsenalul lor, drame și comedii, lacrimi scurse pe frunze, elixir contrafăcut orbitor, chip îngerului tămâiat cu ardoare, și ei stăpâni pe imaginație, stimulând fără de legere, cu prânze și flamuri colorate, ghidușii obscene, efecte percutante, și ei cu simpatia miniaturizată în cohorte, și ei decupând fotografiile prezente în fața statuilor preasfințite, delirând, scoate-i, Doamne, din păcat, pune-le botnițe din năframele tale, cere-ne aura altor spirituri și mai cuminți, clipe de sublim în gigășia celui onest pe vecine, în colajul de faimător al spectacolului, aprinde, Doamne, feștila, să transpire provocarea cu buburuze de tămâie. Uite, vedea, bătrânul care mă îndeamnă să-i ascult sentimentala poveste. Iată-l pe fratele călugăr, voind la rugăciune autodepășirea și măcar odată să-și decline plăcerile vitlenie. Iată-l pe Viracoca, zburătorul care vede unde pornește splendoarea
Toți se vor destrăma, spune. Deja au siderat bunul simț prin semne și jocuri de urne, fără să calmeze vezurile. Vai, vai, scânteia, 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 acum îmi arată de ce gheața pare fierbinte și cum adunecă zodiacul, fără să răstoarne pământul în hăuri și pe vinsătoarea lună nebună, nebună, pe cum de dovleacul ce crește și rămâne legumă. Iscusința, iscusința, pasăre maiastră cu absolutul în cioc, mereu călătoare, iată cum se preface că își uită oul în alt cuib, dezlușind împerecherea și zămisirea din flori. Vai, vai, mi-a semuit-o, mălatico, te-ai scăltat în al viarea nașterii și aștept să vină metresele să-ți cânte de ochiate. O să duci dorul și dorințele îmbătate de maestria dresorilor, mișcări înșelătoare și nuanțe acustice. Dar ei nu vor binele. Presară polen să mânie sângele și nere din mine, precum aerul în crenci, precum lumina în frunze, precum apa în pământ. Și ei scormonesc prin pubele cu parul, cu țepușa. Ce-or fi urmărind? Poate absența la înfățișarea divină. Compromit ideea de sacrificiu, înalță un zmeu creponat, iau pulsul vântului și se prefac să lege necruncia. Ei slăvesc minaretele albite prin false, false mesaje. Se încumită să-și preschimbe faptele, trăirile, ca eșafatul să lucreze, să lucreze până la inexistentul din de iertare, să se gudure la scip și solemn amorului nostru. Da, da, fiule. Leapădă-ți încumurarea, schimbă-ți circarii comediilor frivole și așează-te la masa învingătorului niciodată învins. Pentru a rămâne în spațiu liric pe care l-a deschis Alexandru Dumitru, i-aș invita pe colegii noștri mai tineri de la liceul Emil Bona, împreună cu doamna profesor Zoltan, să continue cu poeme dedicate, cu poeme scrise de Adrian Botez, să se exprime liric. Vă rog. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitație și să vă salut, distinși poeți, în primul rând, pentru că este sărbătoarea poeziei. Să-l felicităm pe domnul profesor Adrian Botez, pentru care eu am un respect mulțumit pe oficialități și să-mi prezint trupa de tineri elevi cu care vin de 3 ani de zile la acest festival și care sper să ajungă ceea ce dumneavoastră le-ați menit. Poate cine știe, vor participa și la lansările lor de carte, pentru că acum o săptămână, am avut o săptămână de sărbătoare la liceu, între 4 și 15, între 9 și 15 noiembrie, în care l-am sărbătorit pe poet, așa cum se cuvine, chiar și cu o lansare de carte a unui coleg de-al lor, care și-a lansat o carte în limba română și în limba engleză, o carte din limba Iluzii, ceea ce Nicolae este. Ei sunt colegii lui, l-au susținut și atunci, au venit și acum. Sper să vă încânte. Dați-mi voie să-i prezint. Teodora Mitrofan, Andreea Rogozan, Ana Maria Daria, Bianca Trif, Buraga George, Munteanu, Alina Ionel. Le înmânesc microfonul. Doar fără sagii. Doar fără sagii să-mi vezi. Și nu știu ce se demate. Parcă mereu până dori, în ochi rătitori de hilerea de și puruci nu am pace, deci astele vrăjituri în spații. Izboare scurură, ordoni căciută, nimic nu mă stinge, nimic nu mă alină și parcă s-au planete pierdută. E atâta nepace sufletul meu, bătut de alea și de umbre cuprins. Îmi dor să o răsa ce m-am vins și nu știu ce se teme ardele lui. O simplitate, un fum, că durerile trec în tot spune. O simplitate, un fum, în calea frumoasă în care Jesu-mi iubit-o, ești umbră, îmi spune. O conștiință, o stea, că veșniciei durere, îmi spune. O conștiință, o stea, că ești durere, iubită, îmi spune și veșniciei ești pururea.
Și îngerii o du adormită, pe lut de ivor răcită, și a durerii ecoul medlând, căiși durere îngerii îmi spun. Nici vior, nici fluiere, nici ploaia prin plete să-mi șuiere. Întăcută noaptea dâncă, glasul tău nu se aude, nu încă. Din himenicile nou se anine, arvele nopții, stele ruine. Până la noi încă n-a ajuns alcoolului clopot ascuns. Cereștile drumul, toate doar abur și fumuri. Plimbă de pală prin auroră, fruntea lucrurilor, luna mea proră. Dar vor veni, oh, ce sigur, oaspeți înveșminte de friguri. Dar vor veni, oh, lumină, ție și naiuri și harpe și lire. Tinerii furcolaci, atleții, mi-au rălțăit pereții. O odaia mea se plimbă prin infinit, lucitoare ca un soare la zenit. Câteodată vine o fată, într-o rochie cu trena cam demodată. Geniul odăi îmi spune, e o stea, vezi foarte de frumos cu ea. Cât un miracol bate la ușă, eu îi șoptesc cu numele la păpușă, ca un domn mă port, îi ofer cafea, nici camera lunzilor nu strălucește cum strălucește camera mea. Bravo! Ce departe ești, întunecata mea iubită, prin pereți odăi, te văd ca prin sită și te aud chemându-mă că din altă planetă și îmi scrii poezii pe obrazul de cretă. E posibil oare să mă pot muri, să-ți aud glasul suind treapta nopții și suind în zi, să mă ridic din pat ca o stafie, ca marinarul de veche, să te zăresc în somn de la 1000 de leghe. Dar e posibil, întunecatul meu iubit, să mă auzi cântând, chiar când voi fi murit, să mă vezi aieve, îngerească oglindă și părul meu stele să se stingă și să se aprindă. Dar dacă sărutul meu va fi rece, dacă dragostea mea ca un frig o să te sece, dacă îmbrățișarea mea te va face să suferi, aducându-ți aminte să nu te suferi. Stele ascunse în telescop, întoarceți-vă cer. 20 de ani, astronomul miop, o să vă caute ca pe mioare un oier. Priviri, la matcă vă înturnați, ca ploaia, ca izvoarele, orbul care va pierducere să redați luna și soarele. Melci, reintrați în gocioabe, cenușă, revină în focuri, în vetre, copaci, reintrați în muguri, în boabe, iar voi oameni, în pietre. Vă mulțumim! Sper că la următoarea ediție a festivalului Vilvoarea, sigur că s-ar putea eu să nu mai fiu invitat, pentru că v-am ucisit prea mult cu felul meu de a fi, dar invitați-i dumneavoastră elevii de la liceul Emil Bota, vor avea mai mult curaj, să fiți mai dezinvolți. Viitorul va aparține, așa că puteți să faceți și greșeli. Aveți timp să le reparați. Noi nu mai putem face greșeli, că nu mai putem să le reparăm. Domnul profesor. Mai întâi, așa cum spuneam, patriarhul de versuri, omul deosebit în vorbe, așa cum ați văzut dumneavoastră, nu aveți până la moală, aveți cu mine, cu tata mea, să spun, să vă iertă, care s-a ocupat o leacă de toponimie și ne începa în versul. Mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră, aici, și aș vrea să adaug ce a spus dumneavoastră. Spune că se simte patriot și aș vrea mai ales pentru cei tineri să înțeleagă că este patriot în simțire, așa l-am simțit și eu acum, și nu în declarații patriotate care au fost până acum.
ceva timp. Deci este o mică, mare diferență. Dragostea de moșie, de cultură, etc. În al doilea rând, așa cum spunea domnul Adrian Botez, maestru Adrian Botez, nu prea a fost la Focșani, pentru că s-a simțit atras mai mult de ajut și aici îl felicit și pe domnul primar, care iată se ocupă de editarea acestor cărți ale maestrului și foarte bine și îl felicit, pentru că puțin primar fac lucrul acesta, dar revenind la faptul că nu s-a dus prea mult la Focșani, s-a simțit mai mult, cred eu, moldovean, pentru că nasc și la Moldova oameni, așa cum bine știți că a spus cronicarul, și iată foarte mulți oameni de cultură, scriitori, artiști, poeți, cineaști și așa mai departe, se găsesc pe Valea Trotușului, în Moldova și pe Valea Trotușului. Și eu de aici vă chem și pe dumneavoastră să urcați pe Valea Trotușului pentru a o cunoaște mai îndeaproape, pentru a cunoaște castelele din Valea Trotușului, pentru a cunoaște obiectele de patrimoniu, cum ar fi podul lui Ștefan cel Mare, care nu este cunoscut și este aproape singur în Europa, cum ar fi mănăstirile Bogdana sau mănăstirea Cașin și așa mai departe, mergând până la Comănești, la castelul Ghica, și la Palanca, care știți. Deci, iată, vă invit cu această ocazie, deși nu sunt profesor de geografie. Deci sunt și eu, mă declar în fața dumneavoastră, un patriot, un om care ține cu pământul din care s-a ivit. Legat de maestru Adrian Botez, mă bucur și prin ce s-a prezentat aici și prin ceea ce am mai studiat eu aici, privind arheul Ștefan cel Mare, iată, este Ștefan cel Mare, nu neapărat, cum spunea, sau înțeles, dacă vreți, cum spunea cronicarul, omoria fără județ și așa mai departe, cunoașteți portretul făcut de cronicar, ci este Ștefan cel Bun, cel Sfânt și cel Bun, că omul fiecare cu păcatele lui. Dar ce rămâne în urma lui? Iată, a rămas inclusiv la acel pod de care vă vorbesc eu, vă vorbeam mai înainte. Și acum, încerc și eu să dedic această poezie și mai tinerilor de aici, dar în deoseb maestrului Botez, care se cheamă Strălucire. Când e să mori la bătrânețe, tu poți să alegi să o faci profesional. Sau poți să o faci alături de un tâlhar. Cum a murit nedemn Iisus, fiind batjocorit pe drum și chiar pe cruce sus. N-au fost de ajuns nici pietrele și nici scuipatul, nici cuiele și nici străpunsul, i-au dat ca să se ostoiască paharul și tortura sufletească lui Iisusul. Dacă Iisus ar fi ales să moară demn, în accepțiunea timpului de azi modern, s-ar fi înscris în galeria sinucigașilor elită Socrate, Petroniu, Seneca, va să zică. Ei au ajuns doar pentru unii idolii, dar învierea e rezervată oamenilor vii, ce au idei, se întreabă, fac operă, creează și apoi se duc și mor puțin. Așa să știi. Domnule. O să mai întâlnim cu domnesa, nu vă faci să... Nu, din păcate vreau să ne retrage, dar înainte de a mă retrage, vreau să vă mulțumesc
pentru colegiile frumoase pe care mi le-ați adresat mie și colegiul meu din moțiuni locale. Dar sunt ferice fiind bărat cu domnul Adrian Bătrăi pentru ceea ce facem în Boratul Acum. Să știți că nici un efort pe care l-a făcut primăria și moțiuni locale este mult prea mic pentru ceea ce merge domnul Bătrăi Codes. Vreau să mă asigur cât voi fi în continuare primar de tot sprijinul meu și material, și moral, și mă tot curat în rând, pentru ceea ce face dânsul și orașul nostru, ne le promoveze pe harta Europei și a lumii. Și, în final, înainte de a pleca, astăzi am ținut neapărat să fiu umbrat dumneavoastră și vă spun de ce. M-am îmbrăcat în postul asemănător ca dumneavoastră cu aceea niște țetură. Asta e de pentru că domnul viceprimar nu are acest costum, așa că vă mulțumim foarte mult. Și mai așteptăm cu mare drag de mulțumat orice activitate culturală. Da, mulțumim mult. Domnul Răpan, vrei să te desfășori? Așa, scurt, adică... Foarte scurt, mai ales că nu-s pregătit, firea mea un pic mai emotivă, dar... Eu am venit astăzi aici, special pentru domnul profesor Botez, ca să îi transmit un sentiment, să fie mesagerul gândului meu frumos de admirație și de prețuire. Noi conversăm aproape zi de zi, la două zile. Pentru mine este mai mult decât un maestru și un meșter al cuvântelor fermecate, astfel încât abia astăzi, acum, am avut șansa să fiu părtaș acestei bucurii, acestei sărbători. E o carte minunată și ceea ce a făcut până acum și sunt sigur că va face și de acum încolo, îi face cinste și onoare. Și aș vrea ca aceste minunate cărți să evresc nu drum bun, ci zbor înalt. Eu, ca și dânsul, fiind ecou nespuselor cuvinte, îi transmit încă o dată un gând frumos de sănătate, în primul rând, să aibă puterea să-și ilumineze cititorii, pentru că, în fond, ceea ce s-a petrecut aici, sigur că are o dublă valență și pentru urbe, și pentru societatea ca atare, dar, în primul rând, pentru palmaresul și pentru gestul dânsului de cărturar unic, astfel încât am să vin de fiecare dată, ori și ori de câte ori mă va invita și mă va chema. Am venit special de la București pentru a-l cunoaște personal, deși îl văzusem cu ani în urmă. Având descrie cum îl văd eu și cum îl simt eu, poate aș greși. Un poet, când vorbește despre alt poet, e foarte dificil. Este, cred eu, suficient să ne citim cărțile, însă, cum să spunem, în genunchiere, în credință, în sinceritate și în tot ce este mai frumos în noi, de a ne apropia cu sufletul și cu mintea de ceea ce plăsmuim noi. Eu de câțiva ani de zile hălăduiesc în sonet, domn profesor la fel. Găsesc că sonetul este acea parte a frumuseții noastre lirice de senectute. Și bătrân și eu cumva în poezie, încerc ca de fiecare dată, citindu-l cu atâta bucurie și plăcere pe domn profesor, să împărtășesc acest gând, că pentru mine este un meșter neîntrecut. Îl citesc cu o bucurie deosebită. Păcat că în țara asta noastră, românească, pe care cu toții o iubim în felul nostru, special, dar în același timp și difuz și împrăștiați și disipați și încrâncenați și mistuiți de alte nevoințe, îl găsesc pe domn profesor un provocator în sensul bun pentru poezia mea. Îi mulțumesc public pentru cele două cronici care le-a scris despre cărțile mele și îl asigur că ori de câte ori mă va invita, îi voi fi alături și în gând și în spirit și în tot ceea ce întreprinde și înfăptuiește. Este mare lucru să aveți aici în ajut un profesor ca dânsul. Eu, care sunt tenormănean deloc, dar care trăiesc în București de peste 45-46 de ani, am simțit aceeași înstrăinare a lor către mine. Poate fi fost și eu de vină, pentru că
m-am retras în chiria mea, actul de creație nu se face decât în singurătate și în jurul cărților tale, punând sufletul pe masă, ceea ce sunt sigur că face și domn profesor, botez, iar pentru mine este ceva fascinant să văd câtă ardere are, câtă zbatere are, cum trece de la cronică literară, la istorie literară, la poezie înaltă, și sunt sigur că are la clasa acolo unde predă, admirator și elevi care să îi calce pe umăr, să iubească cartea și să citească. Am venit cu o bucurie nestăvilită și vă mulțumesc. Am cunoscut oameni în special în această întâmplare literară și vreau să vă spun vorba lui Nichita, dacă acum ați vedea, ați vedea cum ne-au crescut arii. Vă mulțumesc! Dacă mi se îngăduie. Da, un sonet, dar sunt și lung. Ultim sonet. Sunt viu după coridă. Am sângerat destul, am plâns în mine. Cu ce am rămas? Cuvintele albine ruitau toate. Mierea e aprită. Rănit definitiv, văd ghilotine. Golgota e aproape, sub clamidă, iubirea tace, inima-i lividă, groparul de întristare nu mai vine. Ce mort frumos voi fi într-o vecie, țărâna rimelor mă va înghite, slujindu-te pe tine, poezie. Zălog etern al clipei ostenite, fi vor doar lacrimile unor urme, în care nici uitarea nu o să scurme. Pentru că imaginați-vă, chiar știu ce este sonetul, pentru că am 1600 de sonete publicate. Deci cam știu câte ceva despre sonet. Eu am spus așa, pur și simplu, ca o glumă. Dragi prieteni, pentru că totuși am reușit să punem lucrurile la punct, să ne înțelegem, ar trebui să încheiem. Am minute. Am spus că nici glumele mai sunt ca altădată, așa de văd că merge. Da. Să dau cuvântul în continuare unui prieten de-al meu, pe care rog să nu citească sonet. Este vorba de Ionel Necula. În un secol nu citea sonete, că nu am scris în viața mea nicio poezie, nu cred că am să spun la ei, nu cred. Dar am să spun de câteva vorbe, pentru că sper că am putea. Când mi-a propus să particip la această manifestare și tablă și frumoasă și binevenită, m-am gândit atunci că se suprapune cu un eveniment de mare importanță și anume Târgul de Carte Gaudeamu Zilnă în București. Astăzi trebuia să particip la un simpozion organizat de editora Junimea, consacrat recent dispărutului Luca Pic. Am renunțat la toate și am venit cu toată dragostea aici, să fiu alături de Adrian Botez, într-un ceas sărbătoresc și de mare importanță pentru dânsul, pentru evoluția sa. Despre carte nu vorbesc, pentru că mi-am spus părerea într-o cronică, nu mai știu pe unde a apărut, dar a apărut. Da, două vorbe despre Adrian Botez. În prețul de la început, de când am cunoscut asta, s-a întâmplat cu multe decizii. Numai că este tare greu de prins într-o anumită ramă. Când l-am descoperit Botez, a zis că este poet. Și gata, l-am prins în ripostaza aceasta și credeam că este poet. Ca să mă convin că nu este numai poet, este și critic literar când a spus cartea despre Eminescu, o carte de referință. Și atunci mi-am rectificat și eu opinia. Am zis că nu este numai poet, este și critic. Dar n-a fost de ajuns că după aceea a venit cu alte isprăvi literare.
în general publicistică, care pe mine m-a surprins și mi-a indus o altă ipostază a lui Adrian Botez. De asta îl prețuiesc. Pentru cultura lui și pentru erudiția lui și pentru hărnicia lui. În arealul acesta geografic nu există o personalitate în scriitor care să fie mai prolific decât Adrian Botez. Aproape că este, ne vine nou greu să ținem pasul cu ceea ce cu ritmica aparițiilor lui Botez în vitrina cu noutăți literare. Ce aș putea să spun? Că de câte ori îl văd pe Adrian Botez, mă gândesc la exclamația aceea lui Neagoi Bacarat. Ce este omul, Doamne, de pus în el atâta mărie? Și este, uitați-vă la Adrian Botez și al găsit pe acest. Vă mulțumesc cu tot. La vorba lui Constantin Marafe, din subire, să cred că a terminat o nebunie. Mulțumesc. Sunt orientat, domnule. Totdeauna ai fost un marcolet. Ai primit ca să nu ne anchilozăm așa stând și ascultând ceea ce se spune aici. Adrian Botez mi-a stricat tot programul pe care l-aveam eu. Să știți că am venit cu un program extraordinar de bine aranjat. De la Iași până aici, tot m-am gândit cum să fac, ce să fac. Știind absolut, vă știind pe toți care participați aici și făceam scenariul. Așa că rog pe Adrian Botez să continue cu ceea ce și-a propus el, colegii domniei sale și colegele domniei sale. Deci grupul de la Gheorghe Vlaș, chiriță la Gheorghe Moșcuie, pregătită de profesor Mustață Nicolehan, în limba franceză și în limba română. Cosmici Diana, mușcă nouă, pregătită de doamna profesor Mustață Nicolehan, în franceză și atât. Corpaci Anemona Narcisa, de la Noie, pregătită de doamna profesor Mustață Nicolehan. Oana Petre pe aici? Da. Bun. Și Petre Oana de la 11, pregătită de la Petra Ștefan de la 11, pregătită de la domnișoara profesor Ceamburu Simona, revizorul nostru, și Neu Cristina, nouă, tot revizorul nostru, dar varianta prima e în engleză, a doua este română. 6, Petreanu Georgian Alexandru, 12, pregătit de doamna profesoară Stanciu Ionela, în limba română. Ursul Andreea, 11, pregătită de doamna profesoră Stanciu Ionela, în Ursul Răsasiu, în Română. Petreanu Georgian Alexandru, 12, pregătită de doamna profesoră Nicolae Tania, remember în engleză. Și încheie tot Iliță Lavinia, care deschide, 10, pregătită de subsemnat. Vă rog. Este. Marge, le gardilé, les yeux soupirés, roseau d'un oiseau, incline-toi quand passe le Seigneur. Beau sillon, noble zon, si noble qu'il trompe ma soif. Veillé par l'image hérétique de la lune, je vis, gère. Oh, solitude argentée, toi pendue au chadouf des puits. Lune, lune, fée de fée, ne m'ensorcelle pas. Il me reste un coin de ciel, au labo de nuit, une étoile, si je meurs. Lucifer, deschide-te, mormânt arzător, fă-te frumos, Iisus peste ape, te uită cum trece. Apa suspină, domniță trestie, te înclină când trece Domnul. Frumoase ceruri, nobile ape, atât de nobile că setea mea mint. Cu imaginea eretică a lumei aproape, viețuiesc, rătăcesc. O singurătate de argint, spânzuratul de cumpăna fântânilor. Lună, lună, zâna a zânelor, nu mă vrăji. Încă mai am o brumă de cer, o fâșie de noapte,
Martin de Rochard, de la Corée Romantique, que la sapin dresse pour son univers. Et qui loin de résumer un document de télévision, la dévénation de mon âge du rocher de café. Vous voyez encore une fois, pour les Eurydices, un chantier de tout à loisir, source, fertile, vous et toi, masque d'or et travail. Plus mes pour le char de la Corée Romantique. Comentariu la o viață pierdută. De m-ar atinge vraja romanticei păduri. Și brațul și-o și înalță, înmecați în mur, pierdut, prelung răsune complicite nebucii, demonicul de tunel al stâncii carpatine. Să vă mai văd odată pădure odilice, cântați-mi să mă satur, izvoare, clarifice, voi stele măși de aur, hieratice păduri, iar de m-ar luci de vraja romanticei păduri. Le coucou est venu, là, sonnant comme un coucou. Je l'ai même aperçu dans ma chambre, enfermé dans son manteau de plomb gris. Modeste, il avait l'air laborieux. Il était venu préparer quelque chose, l'orgue ou le clavecin. Il venait de Stuttgart. Qui n'est pas tout près? Oui, petit maestro, oui. L'orgue et le clavecin sont bien ici. Un vacarme infernal, infernal. Ici, sous mes tempes. Vacarme et fracas, clavecin et orgue. Cuc, a venit cucul, singur cuc. L-am și sărit, aici, în odaie. Închis mantaua sură de pete. Era modest și părea lucrător. Veni să repare ceva, ca vicinul de orgă. Tocmai nici tot gardenia. Da, maestora și da, clavecinul și orga sunt aici. Călăcie infernală, infernală, aici, la tâmplă, călăcie și furie, clavicin și orgă. Our advisor, Daniel Pota, the scholar of pain, how great has become, the years, after all, the years, but the blubbering, blubbering what for? Oh, our advisor, our scholar advisor, Mr. Eminescu, was wrecked. When you hear the cracking branch, be aware, I say, it's his bone, our school revisor. You are lying, scholar, you are lying, I roared. Eminescu was crucified. Poetul și lumea lui, de Emil Botta. Școlarul durerii, celor albit, ani. La urma urmelor, ani, dar plânsul în hohote, plânsul, de ce? Vai, revizorul nostru, revizorul școlar, Domnul Dumnezeul nostru Eminescu, a fost tras pe roată. Când vei auzi treaba trosnind, ia seama, spun, e osul lui, al revizorului nostru școlar. Minți, școlare, minți, am răbit, Eminescu a fost răstignit. Poetul și lumea lui de Emil Botta. Laurii visului, fruntea încing, laur de plumb, tâmpla mea farmă, însemnările sună, stelele ning, auzul mi-e stins de o stranie larmă. Aproape-s de voi, departe, aproape, diamante ceresc, aer plin de vaiuri, de voi. Sunt aproape, turme stelare, buchete, cascade, alarme. Tutelara noapte, orbitor, pretutindeni, desfrunzirea pădurii ascultă. Argentina pădurilor rugă ascultă și apei ce-și sună în toate serile talanții, florinii, averele, isadorei, terpsihorei, apei, auzi, auzi, căderile. Mulțumesc! Un dor fără sațiu. De un dor fără sațiu sunt vins și nu știu ce sete mă arde. Parcă mereu din adânc, un ochi răpitor de himeră ar vrea să mă prade. Și purul n-am pace, nici al stelei vrăjit, du-te vino în spații, izvoare sub lună, ordornică, ciută, nimic nu mă stinge, nimic nu mă alină. Și parcă aș visa o planetă pierdută, e atâta nempace în sufletul meu. Bătut de alean și de umbre cuprins, un dor fără saci m-am vins și nu știu ce sete mă arde mereu. Remember by Emil Botta. So far you are, my darkest lover, through the walls of the chamber I see you sift,
And I hear you calling me as if from another planet, and you are writing me poems on my chapped cheek. It is possible for me to go on living, to hear your voice climbing the steps of night and climbing into day, to leave my bed as a ghost, as the sailor on watch, to see you in my sleep from a thousand miles. But it might be possible, my darkest lover, to hear me sing long after I'm dead, to see me real in the heavenly mirror, and in my hair the stars should fade in light. But don't you mind if my kiss would be a little colder, if my love as a cold shall wear you out, if my hug shall make you suffer by bringing back memories? No, don't you mind. Am văzut. Moarte voi, moarte voi frumoase! Într-o seară astfel strigau demonii care încingeau cu haitele iadului aerul. Ah, graiurile demonilor! Țipătul, ce mult mă farmecă! Moarte voi, moarte voi frumoase! Un înger a trecut în goană ca o nălucire pustind, înjurând țările toate. Lumina lui, lumina soarelui. Eu ne fiind fumătoare. Dar ceilalți sunt niște profitori, așa că nu trebuie să știți. Dar v-au ascultat, să știți. Mărturisesc că v-au ascultat. Pentru că tot s-a vorbit despre românism, despre tracism, despre dacism, despre patrie, despre națiunea asta cu care unii se rușinează, pe care mulți o persiflează. Haideți să ascultăm părerea unui om extrem de avizat, care este președintele Academiei Dacoromane, Dacoromania. Da, pentru că noi nu acceptăm descendența română. Noi nu acceptăm descendența română. Păi, vă rog frumos. Hai să ne să acceptăm și noi. Câte minute mai este? Așa, vă, că puteți, da, să plăceți. O să vă rugăm să dați microfonul. Da, poftiți, vă rog, microfonul, poftiți. Păi, întâi mulțumesc domnului Galen, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc dumneavoastră pentru înțelegere. Sunt impresionat. În București, rar se mai întâmplă așa act de cultură. În satul cu ministrii, lucrurile astea sunt primate și mare, nenorocire. Așa că fiți mândri. Ce să spun despre ironica Academiei Dacoromane? Eu nu m-am născut dacoromân. Eu m-am născut, cum ați învățat și dumneavoastră, școală, latinist. Numai că m-am născut, eu vin din țara lui Dronichet. M-am născut într-o comună care se numește Traian. Și așa m-am ajuns la Decepa. Și, curios din fire, am să par mai adânc. Și iată că am îndrăznit, împreună cu un grup tot de îndrăzneți și de curioși, să facem un lucru care a stârnit la început ironii umplite. Cum a început această... Pot să vorbesc mai mult despre, ca să înțelegem mai bine de ce suntem aici. Eram cercetător științific la Institutul de Cercetări Juridice și am propus Academiei Române să se înființeze o secție de dacoromanistică. Dacoromanistica înțeleasă ca știința națiunii și a acțiunilor și națiunilor unei națiuni, care se numește dacoromână, de la origini, de la începutul, până în viitorul posibil și dezirabil. Sau mai pe scurt, istoria, cultura, civilizația strămoșilor noștri. De la începutul lumii, până în viitorul lumii, cât va fi. Pe scurt. Ei bine, am făcut această propunere și acolo, în registrul de înregistrare a scrisorilor și propunerilor, după câteva săptămâni m-am dus să văd care e rezultatul. Acolo am găsit următorul lucru. Erau radiate numele și propunerile și în locul acesta a apărut
cererea unui coleg de la Institutul de Geografie să primească o casă din partea Academiei Române. De aici a început tot. Din acel moment am înțeles că nu trăiesc într-o lume cum am gândit-o eu și am început să acționăm. Și am acționat că am ajuns în momentul de față într-un oraș la Ad Iudex, judecător, la judecata dumneavoastră, cu o idee care nu e a mea. Nu eu sunt inventatorul. Care pornește de la Densușanu, Biblia dacă românilor, este Dacia preistorică. De la Eminescu, care cerea ca totul să fie dacizat. De la Hașdeu, care s-a întrebat dacă au pierit dacii. Și n-au pierit nici la ajun. Și așa mai departe. Ca atare n-am făcut decât să creez cadru, se pare că sunt probleme cu bateria, să creez cadru în care acest curent de gândire, curent de percepere a identității naționale să fie liber. Nu pot să obligi nici prin lege să se numească cineva altfel decât se simte el. Problemele de identitate sunt foarte delicate, la fel ca și cele de problemele de spirit, de credință. Sunt lucruri foarte delicate. Prin urmare, în acest context, am intrat în universul domnului profesor Adrian Botez, care scoate din străfunduri prin adâncimea logicii și sentimentelor domniei sale, valorile și simbolurile vechi, tradiționale. Noi suntem într-o criză cumplită ca națiune. Dacă ieșim din asta, o să mai trăim încă 10.000 de ani. Astăzi ne aflăm, după calendarul nostru, în data de 21 noiembrie, 10.015, după calendarul nostru. Evreii au calendarul lor, japonezii calendarul lor, deci nu avem și noi calendarul nostru. Există niponistică, există iudaistică, germanistică. De ce n-ar exista și dacă românistică? Și de ce acea propunere a fost radiată? Sediul materiei se află la Academia Mare. De aceea, acolo ar trebui să fie. Și nu într-un ONG sărac, cu un sediu într-o garsonieră și cu o mulțime de vreo 1.000 de nebuni suntem, unul și unul. Așa, în toată suflarea. Și în România, în vatră, și prin lume pe unde s-au mai dus, care vibrează la această idee. De ce dacă o română și nu altfel? Noi reprezentăm un lanț identitar pe 10.000 de ani. Atlanto, Pelasgo, Romano, Traco, Geto, Valaco, Sarmato, Latino, Romano, Iliro, Macedo, Sito, Valaco, Geto, Daco Română. Și ar mai putea fi găsite intervenții în măsură ce se fac studii istorice. Prin urmare, această sintagmă Daco Română este o sinteză a tuturor acelora, mai pe scurt, în rezumat, cum se spune în secolul vitezei. Prin urmare, între Daco Român se scrie fără lipsă de despărțire. Pentru că între Dacia și România nu încape nici măcar această liniuță. Daco Român este continuitate. Ceva se întâmplă. Și probabil că nu degeaba. Așa că această așa zisă Academie, pentru că nu suntem o Academie, este doar o sintagmă pe care am reușit să o cucerim în instanță, probabil printr-o mică viclenie. 6 luni de zile n-am făcut nicio discuție despre această obținere a dreptului, pentru că Academia Mare ar fi și protestat și ne-ar fi desfințat. Și ca să anvelopăm ideea, i-am zis Fundația Academia Daco Română și mai pus noi încă supratitluri. Ce înseamnă asta? Sunt 3 secții. Tempus, care înseamnă timp și care înseamnă relația între om și eternitate, spațiul credinței și conceptul de timp, care este foarte delicat, nu discut despre el acum, și care are drept simbol central, Zamorse. Întâiul nostru Iisus, care a procesat ideea de nemurire pentru prima dată în lume, pentru că religia s-a născut în Carpați.
A doua secțiune se numește Dracul România. Asta înseamnă raportul dintre om și patrie, om, stat, națiune, da? Pe care noi, științific, o denumim Dracul Română. Pentru că dacă limba este Dracul Română, națiunea e Dracul Română și statul e Dracul Românesc. Și a treia secție, a doua secțiune, are drept simbol, valoare supremă, Mihai Eminescu, voievodul limbii și culturii Dracul Române. A treia secțiune, Comtera, care sună foarte straniu, ca o prescurtare din perioada stalinistă, înseamnă Terra Comună, raportul dintre individ, națiune, lume. Comtera, Terra Comună. Care este lumea noastră, lumea în care trăim. Și care are simbol central, Burebista, cel care a unit în lumea noastră toată lumea dacă românească. Și mă gândesc la toate cele inere identare de până acum. Pe scurt, cam asta este toată. Și de vreo 25 de ani, peste două zile se împlinesc 25 de ani de când am reușit să obținem hârtia. Acum trei zile, nu pe data de 19, a fost ziua cercetătorului științific. Și mă bucur că ați ales. Ieri a fost ziua filozofiei, dacă nu mă înșel. Pentru că este o anume filozofia identității. Cu identitatea nu e de glumit. Iar valoarea supremă care este atacată în momentul de față este identitatea alături de unitatea națională, în identitate. Pe scurt, cam asta este ce ne-a mânat pe noi în luptă și astfel am ajuns frate în duh cu maestru. De aceea sunt aici. Ca să înțelegeți și repet, nu, eu sunt începutul. Începutul vine de departe. Nu am creat decât cadrul organizat în care să discutăm serios despre cine suntem, de unde venim și încotro mergem. Pentru că cu noi se întâmplă lucruri foarte interesante. Deși suntem cea mai veche națiune de aici, noi suntem cei mai prigoniți. Și vreau să vă spun și să vede, și mai ales tinerii cu știe, poate tocmai de aceea suntem în prigoana asta. Pentru că ei știu cine suntem noi. Știu și cei de la Ierusalim, și cei de la Berlin, și de la Bruxelles, și de la Moscova. Recent și Moscova găsește că rușii se trag din Carpați. Și nu e glumă. Așa este. Dar de ce au descoperit tocmai acum? Nu cumva și carpații să treacă tot la Moscova? Sau mai știi? Cine se pregătește? În acest context mă opresc aici ca să nu trezesc prea multe suspiciuni și... Vă rog. Vreau să vă întreb. Da. Vreau să vă întreb. Nu care cumva poate să suporte rigorile legii 271. Când Florian Alexandru la Casa Armatei, au fost și militar o perioadă de timp, a convocat evreimea din București și deci în Casa Centrală Armatei, a fost ofițer în casa mea, acești domni au venit și ne-au făcut zop. Nu eram decât câțiva ziariști, niciunul n-a protestat, n-a spus nimic, ei și-au expus programul și am cerut și eu două minute. Și mi-am pus punctul de vedere. Foarte zâmbăreț, așa, deschis. Deși toată sala era orice vechi. Și mi-am spus foarte simplu. Domnilor, felicitări. Știți să vă promovați interesele și valorile. Vreau, și am spus colegului, reprezentantul Likudului, Partidul Likud din Israel, care era lângă mine, dați-mi și mie statutul Partidului Likud, că vom face un partid la fel ca voi. Și noi avem dreptul să facem ca voi. Liniște. Apoi, acest lucru îl puteți vedea filmat, pentru că au filmat cei de la adevărul, pe site, îl vedeți deschis. În lume, unde sunt legionari aici? Dumneavoastră vorbiți de mișcarea legionară. Mă tem că dumneavoastră ați dat apă la moare tocmai legionarilor și n-ați procedat democratic. Pentru că trebuia să fie aici, să discutăm ce mare lucru. Din păcate, și la întrebarea asta a rămas răspunsul plutind din aer. Nu știu dacă a fost un act de bravură sau de nebunie. Dar
după tăcere, m-a întrebat, dar dumneata, ce reprezinți? Și da, i-am spus că reprezintă o fundație, Academia Dacă Română. Domnul Alexandru Florian mă cunoștea. Îl știam de când lucra la Alternative, la revista de după desfințarea Ștefan Gheorghiu. La revista care nopțile acelea a început să se... Ei bine, în contextul acesta, eu vă spun sincer, sunt un răzvrătit. Nu vreau să vă îndemn la răzvrătire. Naționalitatea se manifestă. Nu poate fi subrumată, nu poate fi... Nu poate. Nu pot. Și n-au cum. Noi, Academia are un scop principal. Eternizarea valorilor temporale dacoromânești de pretutindeni. În subsidiar, scopul este strategic, acela de pregătire spirituală a renașterii în cadrul reîntregirii în granițele noastre firești. Pentru că acolo unde se vorbește limba română, care este principalul vector identitar, acolo este dacoromânia. Pe scurt. Așa procedează globalizare, așa globalizează și noi. De ce alții să facă și noi să nu facem? Nu suntem scursurile Romei, cum ne-au considerat la Romei. Prin urmare, am venit aici și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, pentru a fi alături de fratele într-un duh, pentru că fiecare lucrare a domniei sale este o teză de doctorat în dacoromistică. Vă mărturisesc că la 60 și ceva de ani rar mi-a fost dat să găsesc o scriitură atât de profundă, de adâncă și un sentiment de contemporan cum am găsit la domnia sa. Pentru că, în general, scriitorii, poeții trăiesc într-o lume a lor și bine fac. Domnia sa trăiește și într-un prezent foarte acut. Nici nu știu cum se îmbină într-un suflet și poezia și imaginația creatoare și atitudinea. Simțământul acela național, care este măreț. Eu vă mărturisesc că m-am cucerit prin câteva din creațiile pe care eu lucrez cu internetul. Mai degrabă nu sunt vorbăresc prea mult, fiecare cere. Atunci m-am cucerit definitiv. Și am făcut un lucru de care să mă mândru. Nu știu cum se va comenta, nu știu și nici nu cred că prezintă importanță. În contextul în care am pornit pe o idee, pentru că de regulă idioții au idei. Ce se face așa? Și eu sunt un idiot convins. Da? În nemernicia mea, vorba lui... Așa. În nemernicia mea n-am putut să trec peste această etapă care probabil că e ca un blestem. Nu e un act de fadă, nu e un act de... Nu știu ce este. Cred că e un act de cultură, pentru că ce înseamnă cultura în fond? Un legământ al tău cu lumea de a face, de a produce, de a crea ceva. Și eu mă simt de acest legământ. E ca o... Nu știu ce este. Dar asta este. Și prin urmare, găsind mai mulți nebuni frumoși prin toate cărțile și prin toată literatura noastră și prin viața noastră, pentru că am mai și umblat pe aici, pe acolo, am zis că nu sunt singur. Și m-am simțit foarte aproape de domnia sa. De pentru care am și decis într-o ședință a Senatului Academiei Dacoromâne, în care avem militari, scriitori, poeți, arhitecți, geologi, matematicieni, fizicieni, toate armele, ca să mă exprim așa, militarește, toți au simțit această nevoie. Pentru că suntem, și de regulă oamenii mari se nasc, sau ideile mai unificatoare, se nasc în vremuri de mare criză. Noi suntem în momentul de față și urmează evenimente foarte dure. Nu vreau, nimeni nu-i profet în țara lui. Ne așteaptă momente de prigoană. Biserica deja, prin Sfântul Sinod, a luat măsuri de pregătire spirituală, de rezistență în prigoană. Noi facem parte din acea rezistență culturală care vine
și caută să ne măture, să ne înlocuiască de la rădăcină. Cu alții, mai docili, mai necarpatini. Cam asta este tragedia noastră. Și discutam cu domnul profesor. Eu sunt convins că tineretul de astăzi este ultraformic, cum se spune, nu? Cool. De ce? De regulă, când copiii fac o trăznaie, ei nu sunt de vină. Cum a fost, de exemplu, ieșirea în piață. Întotdeauna părinții sunt de vină. Adică noi. Nu copiii. Și am sezizat și la copiii mei un sentiment, o judecată, o judecată uimitoare. Ei sunt mai naționaliști decât am avut noi vreodată naționaliști în istoria noastră. Și de aceea sunt optimist. Poate că nu simt ei, nu spun așa. Dar eu simt asta. Nu știu dacă e așa. Sper să fie și m-aș bucura să fie așa. Pentru că altfel suntem pierduți. O să rămânem acolo într-un tratat de istorie undeva la Dunăre și Carpați a existat. Da? Vorba lui Eminescu n-a existat. Românii n-au existat. Asta mi se pregătește în cancelariile imperiale. Dar nu mă gai cu vorbire. Să revin la problemă. Ne-am gândit foarte serios și nu știu, repet, nu vreau să fiu interpretat greșit. Domnului profesor, Academia de Acord Română i-a acordat titlul cel mai înalt pe care îl poate acorda un ONG. Pentru că suntem un ONG pur și simplu. Dacă vă mărturisesc că în cont avem câteva sute de lei, nu mă credeți. Și aia pentru că ne iau din când în când băncile, ne iau comisioane acelea și vă zic, veniți că altfel vă încheiem contul. Unde ne adunăm? Unde putem? În biblioteci? Pe unde ne ducem să desfințează. Ultima dată s-a desfințat Biblioteca Pedagogică Națională. S-a desfințat. Dar sunt domnul Sfântului de mâine numai... Este parlament. Asta e. Și ne ducem pe unde ne găzduiește. Când se prind gazdele că suntem radicali, sunt domnul, știți, noi nu mai... Am înțeles, căutăm în altă parte. Asta facem. Asta facem. Și vom face. Da. Vreau, v-am spus, domnului profesor, i-am acordat diploma, cel mai înalt titlu, de doctor honoris causa al Academiei de Acord Române pentru întreaga activitate într-o eternizare a valorilor naționale. Este titlul suprem pe care îl putem acorda în limita competenței legale pe care ne-au aprobat-o o judecătoare care mi-a fost student. Eu sunt jurist. Așa e în tenis. Învățați. De asemenea. Și vreau să nu vă supărați. Și dumneavoastră puteți să și refuzați. Vreau să vă arăt ceva. De vreo câțiva ani am primit de la Academia Suedeză o adresă. Svenska Akademiens Nobel Comité. O adresă prin care ne-a rugat să facem propuneri pentru premiul Nobel. Și unde? Academie într-o garsonieră, în drumul taberei. Și de cine au băgat în seamă suedezii? După ce doamna Crișan a tradus o carte a lui Carolus Nundius, Zamolse, primul legislator al geților, suedezii susțin că suntem rude. Avem un membru la Stockholm care s-a dus la o... Ne dați timp? Să mă oprim aici. Spuneți repede. Gata. Deci, un român din Galați, din Brăila, un inginer care a lucrat în industria alimentară, s-a stabilit în Suedia. A fost la un festival al poetului Petrus de Dacia în insula Goția. O insulă suedeză în apropiere de Danemarca. Dar de ce aveți voi, ce cu Petru de Dacia la voi? De ce e poet? E poetul nostru național. Și atunci omul a început, căutător și curios, a început să caute în arhivele de la Universitățile Uppsala, la Vatican, având cetățenie, la Paris, unde s-a găsit documente despre
Petru de Dacia e poetul lor, deci un dac, poet național al Suediei. Probabil că are legătură cu asta. Nu știu. Zic și eu. Nu știu dacă e adevărat. Pentru că în acea carte, provincia medievală Dacia, provincia istorică, provincia medievală Dacia din nordul Europei, a existat în documentele de la Vatican. Ce s-a întâmplat atunci? În 362, pe vremea papei Liberius și a altor doi sfinți ulterior, mari episcopi catolici, s-a interzis cuvântul de dac și de zamolse, da? Pe atunci am devenit boți, deși acea idee de avea dreptate istoricul. Deci goții sunt ai noștri, și vizigoții, și ostrogoții, da? Și Alaric, cel care l-a răzbunat pe Decebal. Da? Se va scrie istoria când se va scrie. Deci, în acel context, papii au creat un ordin călugăresc da, și au transferat această identitate de la gârlă Dunării acolo în nordul Europei. Peste Danemarca, Suedia, Germania, Olanda și ba chiar o parte și din Anglia. Și câteva secole a funcționat acolo această provincie medievală. Deci și-au asumat ei această identitate, probabil că le părea bine. Nu? Cum să-ți asumi așa identitate? Trebuie să fii mândru de ea? Și noi nu suntem mândri la noi acasă de această sintagmă. Foarte ciudat. Foarte ciudat. Domnilor, în acest context, știu că nu ne facem iluzii, acolo există oameni și de alte naționalități în Suedia, inclusiv musulmani. Nu? Știți că acolo parcă e cea mai bună patrie pentru musulmani Suedia astăzi, ca și Franța. În acest context, vreau să vă spun sincer, și o spun cu toată răspunderea și cu toată bucuria, îi propun domnului profesor să fie de acord să aprobe candidatura pentru premiul Nobel pentru literatură din partea Academiei Dacă Române. Da, ca o provocare. Ca o provocare, sigur, titlul acordă ei, comitetul... Evident că tu... Dar titlul de candidat la premiul Nobel și asta înseamnă toate cărțile dumneavoastră, cele 31 de cărți și câte ori mai fi, plus încă de 3 ori aveți de lucru. Mulțumesc. În engleză, franceză, chineză, și germană, pentru că germană e în Suedia. Să le ducem, să le depozităm acolo, în depozitul de candidaturi de la Stockholm. Măcar atât să rămână și poate să o găsi nebun ca noi, peste 1000 de ani, să le citească în orice limbă a lumii. Și atunci ajutul va fi înfrățit cu Stockholm. Așa că... Vă mulțumesc! Această profesie să se împlinească. V-am zis că sunt un poem acum acest context, dar parcă deja e puțin prea mult. Văd că se produc mișcări de trupe. Ce? S-au scris în voie. Am fost semnat. Da. De ce le-am spus? Nu spune poetul și te-ai dus dulce minune. Că rămas în firea noastră. Oare? N-am să vă rețin citind poemul de aici, sunt convins că toată lumea îl știe. Am să ofer această carte domnului Stroie. Vă mulțumesc! Să știți că vă paște și pe dumneavoastră. Ferească. Ferească Dumnezeu. Mai glumim. Dragi prieteni, se cam apropie funea de par.
pentru că a plecat Gheorghe Neagu, care este prietenul dumneavoastră și al meu, în sfârșit putem să respirăm pe să ne spunem păsurile. Ce ar mai fi de spus? Ar fi de spus foarte mult. Provocarea pe care a lansat-o domnul Stroia este una autentică. Stroie. Gheorghe, sunt și ziua și noaptea. Numai am scris SNG-ul. Pentru că atunci când s-a înființat la Academie Federația Cercetătorilor și eram în comitetul de organizare, așa, când are cuvântul domnul Gheorghe Stroie. S-au ridicat 5 persoane. Filozoful, economistul, cincă, și eu eram, aveam părul noal. Și am zis, trebuie să schimb numele care până mă confundă lumea. O să zic că, băi, sunt 5 de Stroie și care e juristul? Niciunul. Da. Asta e. E frumos. Da. Toate. Am început să am limbariță și da, e periculos. N-aș putea să vă contrazic. Nu sunt de caracter să vă contrazic de asta. Să rog pe Cornel Galben să spună ceva. Ca bun creștin ce te afli, te rog să mărturisești aici, în fața noastră, ce te-a îndemnat să ajungi la adjunct? Mai multe. Am venit în primul rând cu televiziunea literară, să filmăm întâlnirea aceasta și să o lăsăm posterității. Și să o facem cunoscută românilor de pretutinde. Sigur că îl știu și eu pe Adrian Botez de multă vreme și mă bucur că prin editura Gărgan Press am contribuit într-un fel la sporirea autorii domnii sale, tipărindu-o. Au apărut trei volume, două de poezie și unul de proză, care au ecouri bune și în felul acesta și editura se înscrie în bibliografia domniei sale. Nu pot decât să-l felicit pentru ceea ce face, să rămân, cum am declarat și acum câteva săptămâni în urmă, când ne-am întâlnit tot aici la Arjun, bucuros că l-am cunoscut și că pot să îi urmăresc activitatea mea deosebită. Este, într-adevăr, un scriitor profund și necesită și din partea lectorului o anume, să spun, priză la ceea ce scrie dumnealui, pentru că, dincolo de limbajul acesta, care mi se pare una specios, este foarte multă cultură și foarte multă trăire într-un loc. Îi doresc să aibă sănătatea și puterea să continue această luptă pe care a început-o, să-și ducă mai departe proiectele și să ne bucurăm în continuare de prezența Domnului Sare Literatura Română. Meritate și cred că sunt convins bine primite. Recent, la editura Junime, a apărut o carte de critică literară, o carte de critică literară care vizează, în primul rând, proza din lume. Este vorba de Zigzag în literatura lumii, scrisă de prietena și colega noastră aici de față, doamna Mioara Bahna. Ea n-a avut îndrăzneala să vă prezinte cartea aici, dar sper că într-un viitor foarte apropiat o să facă lansarea acestei cărți aici, pentru că sunt convins că pe foarte multă lume dintre dumneavoastră interesează ceea ce a scris domnia sa. Articolele, mă rog, articolele publicate în această carte au văzut lumina tiparului prin reviste.
n-aș putea să le numesc eu acum pe toate, pentru că nu i-aș mai da posibilitatea să spună prea mult, dacă vorbesc foarte mult. Doamna Mara Bahna, te rog să te manifesti în spiritul zigzagului. Nu, am să vă spun doar că mă simt onorată să fiu la această adunare. Pentru mine, domnul Adrian Botez este un fenomen. Am citit, nu pot să mă laud că am citit toți, de fapt nici n-am avut acces la toate cărțile domniei sale, am citit câteva dintre ele. Sunt într-adevăr niște scrieri excepționale. Îi doresc cu această ocazie și cu această ocazie multă sănătate, să poată să mai facă și în continuare astfel de să mai dea posibilitatea unor astfel de sărbători într-un spirit. Și vă doresc tuturor să aveți tot la fel sănătate, putere de muncă, să puteți participa la asemenea întâlniri. Atât. Cartea mea e altceva. L-aș juca pe prietenul lui Adrian Botez, pe profesorul Paul Spirescu, să se manifeste și public, nu numai în situația de amiciție, să spună ce gândește despre Adrian Botez, dar nu tot, nu spuneți tot. Nu spun tot, de fapt nici nu se poate spune. Deja se confirmă cât se poate de mult, pentru că gândurile pe care le-am scris pentru această ocazie le-am trimis la revista Andares și la Parola foarte repede în numărul următor la revista. De altfel și nu pot să vorbesc mult, pentru că am probleme cu la o lagrimită idiotă. Mi-aduc aminte că prin anii 1990, când a apărut deja moda ca fiecare școală, liceu, să preia un nume, eu eram profesor la liceu, care astăzi se cheamă Emil Botta, și toată lumea a venit foarte multe propuneri. De personalități onorabile, dar care, din păcate, nu aveau aproape nicio legătură cu orașul la sud. Și am propus eu, cu toată modestia, ca liceu să poate numele lui nu mi-a fost ușor. Pentru că să știți că nu prea se știa, haideți să o spunem pe aia dreaptă, de Emil Botta, de poetul Emil Botta, și foarte puțin știau și de actorul minunat Emil Botta. Mă mai gândesc și la faptul că făcea parte dintr-o familie care era acuzată de legionarism și așa mai departe, mi-a fost foarte greu. A trebuit să spun și minciuni. Cea mai de care râd și acum, minciuna a fost că Emil Botta a susținut ca jucător, actor mare. Pe latura asta am mers mai mult. Și am spus că a jucat în Regele Lir, în Ion Necul, din Pasta. Nu, aproape că nu aveam sos de izbândă. Și atunci am spus că a jucat la Național în rolul lui Ștefan cel Mare și a avut un succes mai mare decât Carboreanu. Cu asta cred că i-am cumpărat. Ce s-a întâmplat de atunci? Suntem la câți ani? Foarte multe ani. Liceul poate numele Emil Botta. Doi. Avem un festival Emil Botta. Trei.
asistăm astăzi la lansarea acestei cărți despre Emil Botta. Nu știu, domnul Emilian Maicu, parcă a spus că s-au mai scris cărți despre Emil Botta. Nu știu. Eu n-am văzut. Două s-au scris, dar nu monografii. Nu, s-au scris cărți despre Botta. Criste Enache și doi Naumicaru sunt singurii care s-au ocupat în 100 de filme. Da. Eu am luat fiecare acolo. Da. Despre cartea lui Valian Botez, ea este... Dar n-am spus în comparație, am spus, am mai scris. Da. Deci, mai am comparație. Tot timpul voi rămâne cu prejudecata asta, poate că nu-i prejudecată, că Valian Botez trebuie în primul rând înțeles ca filosof al culturii. Pentru că el asta face într-o linie mai degrabă noițiană decât brageană. Întreaga cultură. Încă de idee că dezvoltarea culturii române are o anumită finalitate. E enterehică. Duce către o anumită împlinire pe care prima dată Adrian Botez a văzut domnule în Mihai Eminescu. Îl citeam pe coperta cărții că domnul Petre Soronaru spunea despre o anumită triadă. Păi da, dar nu este vorba de... Aș spune că aș modifica puțin, după unii la mea părere, că triada este dezvoltarea de la arheii daci, la teza, la creștinism, antiteza și la Eminescu, care le împlinește pe toate. Deci, gândurile mele le-am trimis deja. Maestre, am uitat o sintagmă, dacă am văzut. Eu aș... Una, nici măcar un minut. Pentru maestru am doar o... trei cuvinte. O conștiință națională. Mulțumesc. Acum nu știu despre care maestru ați vorbit, că nu ți-ai să mulți maestru să se vorbim. Dar care spuneam mai, un pic mai înainte că se apropie funea de Paști. De aceea, înainte de a da cuvântul domnului adjudecător. Da. Domnul adjudecător. Da. Domnului profesor, am să rog pe prietenul meu și prietenul lui Adrian Botez, cel care face în așa fel ca manuscrisele noastre să capete trup de carte, să capete această frumusețe, da, pe care, dacă nu o deschidem, dacă nu o citim, măcar o pipăim și sunt frumos când pipăim de o carte așa cum este aceasta, este vorba de unul dintre discreții, dar foarte importanții poeți din literatura română contemporană, un om de o generozitate, de o noblețe cu totul specială și din această cauză, probabil, sau datorită acestui fenomen, există și relația de prietenie între Adrian Botez și Constantin Marafet. El știe să ofere foarte mult de la sine pentru ceilalți. Uneori primește cu aceeași măsură. Alteori primește ura cu aceeași măsură, dacă chiar înzecit. Dar, mă rog, nu trebuie să ne cramponăm de butulugile mici. Trebuie să ne raportăm la prieteniile mari. Constantin Marafet are o prietenie foarte mare către și de la Adrian Botez. Te rog să ne spui câteva cuvinte
dragi prieteni. Deja m-am emoționat, cred că nu mai știu ce să spun. Păi de asta am și spus, nu? Mulțumesc frumos. Regret. Regret sincer. Că nu mi-aduc aminte când s-a întâmplat să mă întâlnesc pentru întâia dată cu Adrian Bătescu. Regret că nu am consemnat prima întâlnire, a doua, și Dumnezeu știe câte au fost până în acest moment. Ar fi trebuit. Mi-aduc aminte că, cu toate că nu ne cunoșteam, silaba din privirea noastră s-a unit. Și așa cum spune Adrian Botezi, am devenit frați într-un Duh. Întotdeauna și mereu a existat între noi dragoste și respect. Am venit aici din dragoste și respect. O să țin cel mai scurt laudațiu posibil. O să spun doar atât. Te iubesc, frate Adrian Botez. Felicitări pentru coperta. Alb negru este super. Alb pe negru este... Ideea. Să știți că felicitările se pot transmite și în partea a doua. Ba chiar cu mai mult, efect. Ne apropiem, pe tot ameninți ca să nu plecați, de asta vă spun, nu, că noi mai avem multe de spus, dar eu vă spun, ne apropiem, asta, stați așa, ăsta este ultimul care va vorbi și în sfârșit vom... Nu mai avem casete ca să vă filmăm așa că nu, să... Nu-i nimic, cu atât mai bine, de acum vom vorbi. Sunt casete. Domnule profesor, domnule adjudecătoriu, a toate țiutorul și a toate știutorul. Înainte de legătorul. Dar plagiatul se poartă, nu? Am avut șansa să fiu coleg cu sărbătoritul și mulțumesc că astăzi, în ziua Sfânta Intrării Maicii Domnului în Biserică, în această minunată plină a visului cât a visaul care este Adrian Botez, atât de profund încât eu declar la visaul, el intră, așa consideră și asta voi scrie în revista mea, care este cea mai bună revistă din francofonie, cu toată modestia, dar o spune lumea, nu o spune eu. E clar că domnul Adrian Bătescu intră prin această carte. Deci mai are două care e trecut. O să vă spun la ce mai refer. Intră în panteonul marelor înțelepții ai lumii și aș fi mai datic decât Paul, creditorul nostru, fratele nostru, aș spune că el este metafizician, nu doar un filozof. Și vreau să vă spun că foarte rar mi s-a întâmplat să fiu impresionat de următor român, pare rău, să român, dar mă impresionat din ce mai puțin, având vedere ce apare pe piață, maculatura. Prima carte care m-a impresionat a fost Viitor cu cap de mort, dar nu este scris de un calculator prea deștept pentru un minte de om. Când mi s-a confirmat că totul este adevărat, am zis, domnule, extraordinar ce se poate scrie în România. Și a doua oară când am citit cartea lui Adrian, băi, ăsta face science fiction superb. Îl bate pe ăla din Viitor cu cap de mort. Când am văzut că lumea alea serios, l-am mai citit o altă și ne lasă mai care dreptate. Este foarte profund, trebuie citit de multe ori, dar într-o stare de grație și cu deschidere totală, pentru că altfel nu se cepe nimic. Este puținul, de puține autori pe care îi cunosc, sau poate singur în România, lăsând la o parte, Vasile Lovinescu și alții, care, după mine, scrie, fiecare carte este un manual de inițiere, a fost la gradul 31, mai are două grade și el. Eu îl întronez în supremul consor de grad 30 de al înțelepților acestui neam și acestui popor ales,
ăsta e poporul ales. Și atunci va ajunge la împlinire. Deci fiecare carte a acestui... Lasă că iau să spui că se cheamă iluminația. Pentru că fiecare carte este ca un manual sau, cum zic, indivizii respectiv, monitor pentru inițiere. Nu am întâlnit cărți care să sune în felul acesta. Partea proastă este că este atâta erudiție acolo încât cred că, într-adevăr, avea dreptate Neagu când spunea că ar trebui un dicționar ajutător pentru cei care vor să citească de la început până la ultima carte. Eu, tentator, fiind colegul dânsului, am mai înțeles de mult, chiar mai interesat de erudiția dânsului. Vreau să vă spun o poveste ca să terminăm la modul neconvențional, că eu sunt mereu neconvențional. Dar toate știu tot, neconvențional. Când m-am dus prima oară să fac ore limba franceză la liceul agricol, nu cunoșteam pe nimeni. Stăream și eu pe un post de masă în cancelare și a venit individul ăsta, fratele Adrian, și m-a întins mâna, zice, salut, eu sunt Adrian. Și eu sunt tare, Constantin. Tot împăratul, Adrianu și eu, Constantin. Asta e. Bine, și vreau să vă spun că după două, trei coștioare de spart gheața, a început să venim cu discursuri care ne aminteau de mare mie profesor sau de mare mie lecturi. Și am fost salvat din copățel și am dorit-o la ori. Și când am ieșit de acolo, m-am dus și am întrebat colegii, băi, cine e? Câți ani are, ce grad are, câte doctorate are, că zice, pare de vârsta mea. Și cu tot băi, de vârsta mea, dar nu ca tine. Zice, cum am adreat pe domnul? Nu de-a dat. Controlul în capul lui, asta e reuniții la vârsta asta. Da. Deci vreau să vă spun care e antecedente, să știți. Are un trecut foarte vechi. Eu îl cunosc în cea la de ani, de 74. Cea la de ani, așa nu am zis. Da. Deci ne cunoaște de foarte, foarte multă vreme. N-am văzut și cu bune și cu rele. Dar eu cunosc lui doar bun. Mie cunoaște el ce spune, că eu să mai păcătesc. Vreau să-l felicit cu această ocazie și să vă asigur că dacă se va găsi un om la fel de generos ca domnul Malafet în țara asta care se propune misterului în culturii, nu în culturii, iertați-mă, n-am sunat de vreo păcătosul. O cerere de subvenție pentru o traducere în franceză, eu sunt gata, bineînțeles că de pe telefon de 10 ori pe zi că nu pot traduce fără să am poziționamentul autorului, pentru versiunea franceză. Probabil că va găsi și pe cineva în engleză, dacă în germană. Eu în engleză l-am din pe triamani, dacă sunt bani și să oferă subvenții la Ministerul Culturii, noi doi punem mâna și îl desființăm, adică îl reînființăm acolo, pentru prenumele. Ales ce să-i spun decât că mă simt bine că mă întorc aici. Mi-e dor de anii în care am fost profesor la început. N-am mai găsit astfel de oameni, vreau să mă spun la Galați. Mi-e dor de un loc proiectorul, care era atunci cu mine și m-a dus de bunuță prin Vicios, în Alatice și cum acolo. De domnul Armencio, tatăl primarului care a plecat, chemat de datoriți, de Adrian din atunci. Și vreau să vă spun că, într-adevăr, în orașele mici pot apărea mari surprize. Și este foarte adevărat că nați și la Moldova la oameni. Deci aveți un exemplu de un care, cred că în momentul ăsta este unic în România prin ceea ce face. Și cred că a fost inspirat domnul președinte al Academiei de Arte Române când l-a propus pentru Academia Mușcopo. Pentru că dacă doi traducători deștepți știu să-l prindă, după ajutorul lui, bineînțeles, pentru că poți să vedeți și fiecare sens, cred că ar avea șansă. Eu sunt convins pentru că editura Capet a ajuns la 37 de titluri de, care au fost premiate de către Uniunea Scriitorilor, la vreo 7 de către Academia Română și urmează un Nobelul firesc. Vreau să vă spun că s-au citit niște poeme în producere. Eu am închis ochii. Mă reclam că puteam să-l închid. Mi-a plăcut oricum ar fi efortul. Făcut. Dar dați-mi voie și mie ca traducător, nu dacă traducător, ci ca traducător să citesc ceva în franceză. O și dacă dă-ți traducătorul mare pentru traducătorul, îmi ia mar. Emanuel Marcă. Păi atunci am scăpat de asta și mi-a dat. Vedeam că mă rog de aruncă.
Da. Dar sunt cunoscători franceză și în sală. Primul poem pe care l-am tradus așa, că era mai ușor, probabil, mă fata Zagoi. Iertați-mi faptul că nu sunt actor de meserie, ca în Bota, el era și lector și poet. Sunt doar oameni. Etoile ca și dans un telescop, rentré au ciel, allez, ce sera pendant 20 ans que l'astronome Yop chercha après vous, comme par berger, brebis sont cherchés. Pour gaffe à votre souche retournée comme la pluie et les sources fontunes. L'aveugle qui vous perdit veut que vous lui rendiez le soleil et la lune. Escargot rentré au Todion, toi semble revient dans les feux et dans les foyers. Vous les arbres rentrez dans les creux et dans les bourgeons et vous les hommes rochers. La frumusețe ei, eu sunt sensibil la frumusețe, să știți. Te păcate și acum ce se fac. Asta e, par de vent sau vădă. Iau mai rar, că sunt... Nu pot, frate, și vorbesc cu 240 de cuvinte pe minut, fraților. Dar el e cu 141. Ce să fac eu acum, dacă eu am născut, am în vene, numele nu-i românesc, prosin este franco-italian. Se pare că am în gene, spune ce nu, dacă ăsta, dar asta e. Deci la frumusețe e prosin. Tu étais au-delà du clair des étoiles et la lune incertaine te suivait. Oh, autrement joli s'étalait cristalline ta lame immaculée. La fraîche sait que tu brûlais comme un champ de blé au flot. Ton noyer et mon bras ardent qui t'amassait comme un vent azime, il te rompait. Avance-t-il, je sais. Dans tes cheveux, comme frémissant, mon gentil savant se passe le printemps. Il est loin le beau temps, l'austère automne comme de l'or sur ton front, tourne une couronne. Si un jour hiver devenait, dans ta froidure je m'enveloppais. Reste constamment mon aprilé, éclatante sur ma limpide journée. Non, spectacle, quand même, écoute, mais non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. L'élite avait pris place sur le rez-de-chaussée et les sauts en eau du ciel bien près. Dans la loge se tenait une histoire plutôt abattue et un terrible destin en tenue de gala vêtue. Un désastre plus fort d'environ 10 fois espérait toujours que tout passera. Un naufrage dormait dans un fauteuil enveloppé dans un seuil. Un cadavre dans la salle s'égare. Une innocence brillait par une totale absence. La pièce était un règlement de compte entre une vertu et un mécompte. La scène était un sanctuaire par la vérité passée très guère. Les acteurs campaient leurs personnages, mais tout doux les agressaient la fange. Tu sais, moi, tu vas détruire la mine. Emmanuel Marc. Emmanuel Marc. Ça, on est bien que ça. Devant les fosses, des applaudissements moroses, quand tout se termina, de muet, hurra, hurra. À la tombée du rideau, l'on se demandait qui est le héros et qui peut bien être l'auteur qui a perpétré le malheur, en cinq actes, volumant comme un crime bien aisément. Alors apparut sur la rampe arrière et bien des gerbes de flammes et des anémones, pour le hautement honorable et dramatiste personne. Comme quoi cette agréable fiction, à l'encre, au fusain, et même le spectacle amusant ont disparu en Irlande. C'était peintre de la revista à Domnului Sărbătorit. Iar eu, la revista mea, voi scrie despre ce s-a întâmplat astăzi cu voia Domniei sale. Îl fac și autor și eu rog. Să ne trăiești. Dar vă rog să nu scrieți chiar tot, că am fost multe prostii așa. Dom'le, eu de obicei scriu ce... ce scapă. Ce s-aude. Banalități nu le scriu. Da. Acum suntem aproape de final, înainte de a da cuvântul sărbătoritului. Eu nu am venit chiar cu mâna goală de la Iași, am venit cu, așa cum spuneam, această cărțulie, vitrina cărților, unde se află 580-600 de autori. 710. Pardon, 710, deci eu nu mai știu ce am mai scris, unde sunt câțiva dintre cei de față și eu dăruiesc cu mare bucurie lui Adrian Botez. De asemenea, ofer această cărțulie scoasă, editată de curând, mie nu-mi place să folosesc cuvântul scos, editată de curând la Iași, cu ocazia împlinirii unei vârste matusalemice a mea. Este vorba despre o carte de poeme, Dansul pe eșafot și alte poeme. Toată lumea o știe încă înainte de a își face apariția.
și să vă plictisesc și eu cu un poem pe care îl dedic lui Adrian Botez, pentru că să văd că s-a obișnuit această chestiune, s-a împământenit, aș putea să spun. Un timp printre popasuri. Simt dinspre munți coboară către seară, zăpezi care dau buzna întâmplă și în priviri, zăpezile dau buzna întâmplă și în gând. Sunt mai curat ca apa și cuibul cel de miere, trecutul ca un pustic mă văluie râzând. Un timp printre popasuri, atâta respirare mă prinde în chingi de ceară la capătul de zi. Speranțele în derivă, sub muntele de sare, cu teamă și rătare, încet mă vor zidie. Și parcă simt cum frigul o clipă se îmbună. În orizont de sticlă, o dignă să-și mai ia. O fiară neîmblânzită, în stele e lumină, tot căutând acolo în tăcere. Steaua mea, simt dinspre munți coboară tăceri la seară, zăpezile dau buzna întâmplă și în priviri, speranțele în derivă mă prind în rug de ceară. E fiara neîmblânzită ce întreabă, tu te miri? Și parcă simt un frigul, se cuibărește moase, un timp printre pupasuri mă las necercetat. În orizont de sticlă, în geruri prea tăioase, mă închid a amintire în noaptea de sabat. Vă mulțumesc! Îl rog în numele dumneavoastră, dar în primul rând în numele meu, pe cel pe care îl sărbătorim astăzi, pe care îl sărbătorim mereu citindu-l, pentru că nu există o sărbătoare mai frumoasă, mai bună și mai dreaptă pentru un scriitor decât să-l citim, să-l citim cu atenție și să încercăm să înțelegem cât de cât din ceea ce a vrut să spună el, lăsând și altora să înțeleagă și altceva mai mult decât putem să înțelegem noi, fiecare dintre noi, ca și cititori. Suntem fideli scrisului în general, scrisului lui Adrian Botez în mod special, pentru că despre el este vorba astăzi. Eu personal am scris despre mai multe cărți de ale lui. I-am urmărit un timp chiar cu foarte mare atenție activitatea editorială. N-am mai făcut-o în ultimul timp din motive de necomunicare între noi, mă spun aici avalanșa de treburi, de probleme, de preocupări a făcut să nu mai ajungă cărțile noastre de la unul la celălalt să pot scrie și eu despre Adrian Botez și el despre cărțile mele, pentru că a scris niște comentarii, nu le numesc cronici, niște comentarii profunde despre cărțile mele, mai ales despre un roman pe care l-am publicat eu sub copii municipali. A scris cu foarte mare atenție, a scris lucruri la care nici nu mă gândeam eu că puteam să scriu. Mulțumesc lui Ionel Necula, care a scris, și doamnei Ioana Bahna, și celor care au scris, care au avut răbdare să mă citească. Am să-i dau cuvântul în încheiere să vă spună tot ce dorește domnia sa, lui Adrian Botez, și din clipa asta, misiunea mea intră în concediu, în concediu de libertate, și devin pensionarul lui Adrian Botez. Da, în primul rând aș dori, cum e și primul, să le mulțumesc tuturor celor care au venit despre mine
și a vorbit atât de elogios, încât dacă nu era scaunul ăsta cu picioare de metal, probabil că intra în pământ. Mulțumesc domnului președinte al Academiei Dacă Române. La microfon. Da, ce mă, s-a aud? La microfon. Da, hai să dăm, nu cred că e nevoie. Mai aproape, crezi. De sonor, mai tare. Da, o sonor, mai tare. Că... Vă rog. Am dat sonorul, mai tare. Dacă tot ai intrat în concert, nu a fost trazut de vechi. Dar poți mai bine când încă la sine. Mai bine. Deci spuneam că îi mulțumesc domnului președinte al Academiei Dacă Române, TDC. Acum știți ce înseamnă TDC. Pentru onoarea, înaltă onoare, cea mai înaltă de a-mi înmâna diploma de doctor honoris causa și pentru propunerea la fel de onorantă, înaltă onorantă, provocatoare, spuneam eu, pentru a fi propus ca candidat la premiul Nobel. Da, într-adevăr, la Uppsala, deci suedezii sunt primii care au afirmat fără nicio reținere că noi, cei din Sud, deci există o primă afirmație la Iordane Zgotul în legătură cu Dacii de Sud și Dacii de Nord. Ei, la Uppsala însă există un document de prin secolul X care afirmă foarte clar, fără nicio reținere spuneam, că goții și geții sunt același lucru, poporul lui Dumnezeu. După cum vedeți, în limba germană, got, în limba engleză, got, Dumnezeu. Se spune, de undeva, printr-o carte de istorie, dacă nu mă înșel, chiar prin analele lui Tacit, că într-o pădure, într-o noapte, s-au întâlnit două triburi, s-au luat la bătaie. Și la o lumină fulgerilor s-au recunoscut. Și atunci a izbucnit strigătul care a dat numele unei țări, care este frat, sora noastră, este strigătul Germanus. Adică suntem frați gemeni. Și nu s-au mai văzut, s-au îmbrățișat. Nu știu de ce ținem cu dinții la descendența latină, care este rușinoasă. Pentru noi, așa cum este prezentată în manualul de istorie, este rușinoasă. Să fim sclavi. De ce sclavi? Pentru că 33 de împărați după Traian, deci inclusiv Traian, numărând pe Traian, care are târ, are grupul acesta, târ, se spune că este iberic, nu este adevărat, este trac. 32 plus el, 33, au domnit la Roma. Cum pot să domnească sclavii pe tronul Romii? Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare, cum poate să fie considerată o țară cucerită când avea între 14 și 16% din teritoriul țării a fost ocupat de romani, dar ocupat până în 271, până la retragerea aureliană, ce puteau să facă în acest timp, fie și în acea parte din județul Hunedoara și din Oltenia. Ce puteau? Eu corespondez cu prietenii mei, frații Evu Ion și Eugen Evu din Hunedoara. Eu sunt din Bucovina, venit în Aljud, muncesc în Aljud, el este hunedorean de Cârhău. Ne înțelegem foarte bine. Cum? Adică nu vorbim aceeași limbă. Nunțul papal. Deci, nunțul papal este un fel de purtător de cuvânt. În 2014, era nunțul și pe timpul lui Ioan Paul al II-lea, Dumnezeu să ierte, a spus foarte clar la Rai 1 că limba latină este fiica limbei daci, limbei române. Deci, dacă nunțul papal spune treaba asta, atunci, cred că dacă nici măcar autoritatea aceasta nu o recunoaștem, atunci ce fel de autoritate? Eu zic că, în primul rând, ar trebui să avem în noi autoritatea bunului simț și să spunem nu suntem sclavi nimănui și nu acceptăm nici în istoria trecută, nici în istoria viitoare, nici în istoria prezentă să fim sclavi,
La 1084, Ioniță Asan I primește o pavă de la Sebastosul Ioan. Știți care a fost plata pentru armata bizantină și împăratul Isaac Angelos? 3 armate prăpădite total. Deci 3 armate masacrate total, iar Isaac Angelos a fost luat prizonier în a treia bătălie, a fost orbit, trimis de mână cu acest Sebastos Ioan, pe care nu l-au omorât, special ca să se ducă la Bizanț, să spună adevărul. Cine sunt valahii? Cine sunt acești urmași ai dacilor? Sunt împărați. Asta le spune negrilor de fiecare dată. Vi se scoate din istorie totul pentru ca să nu se știe, să nu se știe că suntem cu adevărat din neam de împărați. Nu pe linia lui Traian, că asta ar fi o împărăție umilitoare. Nu, pe linia noastră. Deci valahii au făcut în secolele 11-13 un imperiu asănesc. Frații Asan, deci este vorba de Imperiu Valaho-Bulgar, să zicem Român-Bulgar, este o realitate, nu poate nega nimeni, dar văd că Ministerul Educației o neagă. Păcat. Ei, apoi o a doua chestiune pe care aș dori să o spun și de fapt să o repet, că am mai spus-o la Rămân cu Sărat, îi mulțumesc încă o dată domnului Constantin Maravel că nu numai că este viitorul meu, ci a fost primul care m-a sărbătorit. A avut o zi pentru mine. Și atunci am spus pentru prima dată, dar de scris am scris cu cel puțin 15 ani în urmă, despre anii istoria literaturii române. În cartea aceasta despre Emil Bota am găsit prilejul pentru prima dată să fixez în pagina de carte și nu în articolul la Salonul Literar al domnului Guriță Ușurelu, că acolo se va referi la citit, să fixez această teorie. Nu există în materie de artă progres, regres și așa mai departe. Nu. Ori ai un centru, un nucleu spiritual față de care să te raportezi și atunci nu mai contează timpul istoric care trece de la momentul 1 la 2 la 3, deci nu în șir, ci trebuie să o concepem concentric această istorie a artei, în general, și a literaturii noastre. Sunt popoare, am afirmat aici foarte clar, de tipul Franței, care nu au nucleu de coagulare. Unul spune Balzac, unul spune Standard, unul spune nu știu ce. Nu, nu, nu. Nu reprezintă modele naționale. Nu-i acceptă toți. Pe Eminescu îl acceptă toți. Chiar negându-l arată că, de fapt, îl acceptă. Cu atâta furie l-a negat în 1998 dilema veche, încât a ieșit revista noastră, care s-a numit întâi Manifestul Ionescu, și după aceea s-a numit revista Contrata. N-ai ce-i face. Rusia are 3 nuclee de coagulare, mă rog, în funcție de psihicul lor. Dostoievski e un popor complicat, un popor contradictoriu. Dostoievski este recunoscut, este nucleul, să spunem, ortodox. E nucleul Tolstoi, care e un nucleu ca și Pușkin, un nucleu imperialist, să spunem așa. Are această dorință, dor de expansiune. Cuvântul dor e numai al nostru. Dar dacă s-ar traduce cumva în limba rusească, dorul de expansiune îl avem la Pușkin, dar și la Tolstoi. Ei, deci, închei deocamdată problema aceasta. Nu există în artă ce există în știință, și anume consecutivitatea. Nu există concentralitatea. Noi trebuie să vedem scriitorii în funcție de centru coagulant. Care se apropie mai mult de Eminescu? Eu am considerat că printre cei pe care i-am analizat, adică Ion Creangă, Ion Ile Caragiale, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, deci vedeți că nu mai rostindu-i pe aceștia, vedem că e o chestiune. Toți trei sunt Ion. Au fost legați de către Eminescu, Ion aceștia, și de aceea a rezultat prin analiză o carte care se cheamă Roja Ioanică Românească, urmând imaginea de pe columna lui Traian, unde Hristos, într-adevăr, face o lojă iohanică a Sfântului Ioan aici. Deci dacă Vasile Lovinescu a văzut asta pe columna Traian, eu personal n-am văzut-o, dar descrierea lui mi se pare extrem de realistă și deci nu cred că minte. Cine a fost la Roma și a văzut cu ochii lui, cred că mă poate confirma și, în primul rând, îl poate confirma pe Vasile Lovinescu. Da, deci aceștia trei s-au apropiat, i-a apropiat de fapt Eminescu, să fim sinceri. Pentru că pe Slavici la Viena l-a întrebat de ce vorbește așa prost românește.
Pentru că măsa nu voise să se certe copilul ei cu vecinii care erau sârbi, maghiari, germani. Și știa slavici germana foarte bine, ungurească foarte bine, știa sârbească foarte bine și românească foarte prost. Și atunci i-a spus Eminescu, ia tu caietelul ăsta și începe. Și l-a învățat cuvinte cu cuvânt, cuvânt cu cuvânt, sintaxa limbii române, morfologia limbii române. Și așa a ajuns povestitorul, marele povestitor de la slavici. Bun, și tot așa iau din trecut pe Ildo Softei, care este rezonator, este primul mare poet român, dar în care se văd ecourile lui Eminescu. Deci Eminescu și Dosoftei, indiferent dacă unul așa cu 1673 și unul este la 1850-1889, asta nu înseamnă că îi împiedică să-și unească duhurile. La fel și cronicarii noștri, prin noblețea lor, își împletesc duhurile cu duhul nobil, arhinobil al lui Eminescu. Și acum, pentru ca să nu o plictisesc, dumneavoastră, nu e politicoasă, dar acolo, plictisită și obosită, pentru că totuși, îi spuneam domnului director Ioan Cătani, că este totuși festivalul Emil Bota, o fi și omagierea mea, dar în primul rând este festivalul Emil Bota, ediția a patra. Permiteți-mi, vă rog, să citesc un poem de Emil Bota, care se adresează, în esență, trădătorilor de țară. Sau mistificatorilor istoriei noastre, dacă vreți. Misail Călugărul și Simeon Dascăl. Să tot fii principe și să scrii, să scrii la mesceara de cedru, așa cum scria Cantemir. Vai, o, Misaile, tristeți și bureți. O, stinge sar soarele și se stinse. Și în sărarea îmi cade pe cap și smul cap nebun de pe umeri. Dau cu el de pereți. Vai vouă, tristeți și bureți! Și târziu s-a făcut. Și târziu, dacă mi este să știu cum o aduse vorba despre voi prin ciarul moldav. Și târziu vă întreabă gura mea, necăjitul câine de pază, ce fel de călugăr ești, Misaile? Ce hram porți, Misaile? Și cum ești? Slab înger, ori duhul cu doaga sărită? Și tu, Simioane, dascăle, ce mutrași? Ce isoane ții tu, Simioane? Voi sunteți fum. Vai, voi, fumă! Nici de cum atleții lui Dumnezeu, așa îi se spunea lui Ștefan, de către papă, spionii lui Dumnezeu, nești. Voi sunteți, voi, vânzarea neamului vostru. Și încă mai rău, sunteți Misail, sunteți Simeon, tristeți și bureți, vai, voi. Că lumea știe despre Misaile Călugărul și Simeon Dascălu, cei care au falsificat cronica Călugărului Vreche și au spus că ne tragem din tâlhari și criminali. Nu există. Păi, dați voi cantate de gază. Cine a deschis? Ba, trebuie să-și închide. Ba, vă mulțumesc că ați spus invitații. De a onora prezența dumneavoastră, vă urez un sfârșit de an bun, anul 2016 să fie cu multe împliniri, să ne revedem. Vă invit la ieșirea din ajut, la hotelul Adial, ca împreună cu domnul profesor Adrian Poterz, să petrecem câteva momente plăcute. Vă urez încă o dată, domnule profesor, la mulți ani, sănătate și anul 2016 să fie tot la fel un an bun, cu multe. Să vă mulțumesc.